Salutare șamanii mei, probabil vă întrebați cum dracu sunt challenger cu 80% winrate. O să aflați pe live-ul ăsta, mulțumesc frumos că vă uitați. Pupici cu sclipici la toată lumea, nu uitați să dați un like dacă vă uitați la replay la acest live. O zi minunată la toată lumea, plină de realizări și sănătate. Ia uite, mi s-a dat și live-ul, mi s-a dat și notificarea. Salutare toată lumea care e pe live. Mulțumesc frumos de abonare, bine ați venit, ce faceți, cum sunteți? Două secunde. Ah, ok. Bun. Unde mi-e telefonul oare? Mi-am uitat telefonul, bai. Posibil. Am pierdut telefonul, chat. Salutare, bine v-am găsit. Oh, văd că a dat toată lumea drumul la stream în această seară. Wow, ce s-a nimerit. De obicei, duminica face toată lumea, mă gândesc, da. Este normal. De că nu ne-am mai văzut. A trecut ceva timp. Două secunde să îmi găsesc și eu telefonul. Două secunde. Bună! Ce faceți? Cum sunteți? Eu sunt incredibil de răcit, așa că astăzi o să ne delectăm cu acest ceai. Am o cană cu scorpion. Cine e scorpion de la mine din familie? Nimeni. De ce am o cană cu scorpion? Bună întrebare. Ce naiba e aia colorată? Ce colorată? He? What the fuck are you saying, man? Stai că nu aveam... Stai așa, bam. Ia vezi. Perfect. Stai, unde e rancul? Hold on. Hold on, chat. E, se mișcă la fiecare scenă. Lasă-l așa, vere, hai. Sănătate la toată lumea. Cred că era telefonul deschis și se... Tu mă întrebai ce se vede colorat? He? Mă, ce se întâmplă cu părul meu? E ieșit din duș. Lasă-l așa să fie. Whatever, honestly. E ok, bă. Mă rog. Da, deci cum am zis, suntem Challenger. Wow, în această seară vom intra în Challenger. Suntem rank 1 din Grandmaster, iar Fury este rank 2 din Grandmaster. Și ce înseamnă asta? Trebuie doar ca să intrăm în Challenger, trebuie să avem mai multe lupuri decât ultimii băieți de pe locul 49 și 50. Sau mă rog, hai să o luăm doar pentru mine, de pe locul 50. Și din moment ce băiatul de pe locul 50 are 712, am mult mai multe lăpuri decât el. Am cu 50 de lăpuri peste el. Eu o să intru undeva pe rank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12?
undeva pe rank 40 din 50 de challengeri când o să intru. Și intrăm astăzi la ora 12.45, la 1. Așa că va trebui să așteptați până atunci ca să fim challenger, dar suntem challenger 100%. Cana cu Mr. Orange, băi, e mai mică, de aia nu o folosesc, e mai puțin mai mică. Nu știu ce e cu părul meu, că mi se pare că nu stă, bă. Bă, nu, că stă bine, mă, frate, mie îmi place. Să mor, dar pe cameră se vede super dubaș. Bine, nici părul ăsta de pe frunte nu e foarte strălucit, așa, nu știu, stă ceva. Bă, zici că schel gen când te uiți așa pe frunte, sau zici că am fruntea extrem de mare și încerc să o acopăr dacă am părul așa. Da. Nu e aia. Nu aia e problema. Mă rog, whatever. Vreau să vă zic, am fost, bă, am fost în altă dimensiune de răcit. Bă, vreau să mă joc cu Diana. Nu știu de ce, îmi dă Diana așa o... O, din asta, așa. Poți să-mi deschid aeroport la tine pe frunte, te rog frumos. Bă, dar gen, legit, gen, faptul că am părul așa, gen, mă face să mă simt ca și cum aș avea fruntea mai mare, când gen, bă, nu e. Și e ciudat. Nu am fruntea mare. Nu neapărat. Nu știu, whatever, lasă așa, mă piși pe el, sincer. O, sta bine, e ok. Whatever. Par mai deștept cu fruntea aia așa bombată. Mulțumesc frumos. Am început să vorbesc foarte mult pe dreapta, gen, dar gen, o fac intenționat, nu e faptul că am fața strâmbă spre dreapta, e ok. Aia e o chestie, dar gen, am început să vorbesc și spre dreapta, numai așa la Caterinca. Și ar trebui să mă dezobișnuiesc, ar trebui să vorbesc mai pe stânga, mai așa. Când ai meci, uite acum. Nu știu dacă o să fim live până când intrăm challenger. Unul la mână. Vreau să vă zic că am pornit live-ul ăsta având, cum zice, fiind cu ochii în în pioneze, cum s-ar zice, mid lane. What ban do you wanna do? Ah, Zed. Ce se întâmplă? Fă Caterinca și joacă-te Gina pe. Ba da. Nu te aborda și pe tine vreo echipă? Cine dracu să mă abordeze? Nu mă abordează nici femeile, să mă abordeze pe mine echipele. Real. 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 Stați să pornesc și eu TikTok-ul. Cred că o să-și facă update, sincer, de când nu l-am pornit de 3 zile. 100% își face update, că așa e TikTok-ul. Coi, am ghicit în palmă, am ghicit. Coi, să moară familia mea de nou. Kane Shiro, cu membru la 4 lei. Bine ai revenit, mulțumesc frumos. Haide, bă, că trebuie să-ți găsești una. Băi, challenge cu aia, nu pot cu aia. Nu-mi place nicio femeie să mor. Niciuna nu e bună, gen. Nu sunt ele problema. Eu sunt, adică, ele sunt problema, dar nu sunt eu. Adică, eu sunt prea urât sau ceva, nu știu exact. Gen. Nu-mi iese Tinder-ul. Gen, groaznic de urât sau ceva cu aia. Nu-mi dau seama. Adică, eu nici măcar at this point... Nu știu dacă sunt urât sau frumos. Sau bac pula dacă știu.
Adică nu neapărat, că frumos nu pentru standardele mele. Adică când mă uit la alt bărbat, bă, e mult mai frumos ca mine, știi? Dar nici urât neapărat ca alții nu, știi ce zic? Mai am și eu simțul ăla, simțul celălalt. Salut, Zoom. AD mid, please. I get... No way. Nah. Bă, nu știu ce se întâmplă în meciul ăsta. Dar nu-mi place skin-ul ăsta. Bă, ăsta mă duc. Ok, perfect, whatever. Te ataci prea tare, Vere? Trebuie să-ți meargă gura bine, crede-mă. Nu cred că am înțeles conceptul de Tinder până acum, dar... Ok, deci pe Tinder prima dată trebuie să-ți dea like și apoi puteți să începeți să vorbiți. Gen... Și ca să-ți dea like trebuie să, gen... Nu poți să vorbești înainte să-ți dea like, mă înțelegi? Și... Da, nu poate să îmi meargă gura, gen, dacă nu putem să vorbim înainte să-mi dea like, ca să putem să începem să vorbim. Și m-a dat jungle, lava și morți în pula. In game. S-au schimbat multe de când nu am mai fost pe aici? Dă-l mă dracu de Tinder, ce n-ai bai 20 de ani? Bă, nu știu de ce trebuie să explic conceptele astea la niște oameni, dar mi se pare ireal. Dar o să mai explic încă o dată. Da, și cum ai vrea eu să întâlnesc o persoană? O... O femeie. Cum ai vrea să întâlnesc eu o femeie pe placul meu? PS sunt băiat. Te cheamă Alexandru Anton și ai poză cu o fată. Nu mă gândeam că ești fată, crede-mă. Chiar nu era nicio șansă. Mi-a luat și Chiana. Nu ajungi challenger, ești mult prea slab, sunt challenger. Trebuie doar să stai de refresh. Păi cauți? Păi nu prea e valid ce zici. Nu te poți duce... Nu prea te poți duce pe stradă. Și te duci la o tipă random. Adică, unless, dacă ești de etnie diferită sau... Diana și-o lua bafuncă sau nu? Ah, s-o bana Diana. Well, I am not having fun. Bună echipă avem. Pui story, caut fete, ne vedem la Mac. Respect. Așa. Da, deci o persoană, o să mai explic încă o dată conceptul ăsta, da? O persoană care nu e în niciun grup social, da? Nu sunt la facultate, nu sunt la job. Nu am nici de unde să caut o tipă. Nu există o femeie în grupul meu social. Am doi prieteni cu care abia ies, că sunt mega ocupați tot timpul, nu știu ce fac. Nu am de unde să-mi găsesc prieteni băieți. Adică, bă, sincer, cred că ar fi o metodă să găsești prieteni băieți pe Tinder, nu pe Tinder, pe ce era?
Era pe Bumble sau pe ceva, o chestie din asta de prieteni. Bă, majoritatea sunt gay de acolo, sincer. Majoritatea vor să te fută în cur. Îmi pare rău să zic, dar gen, am intrat să văd. De o secundă. Am intrat, deci ca să înțelegeți, fără catering acum. Am intrat să văd, am dat la prieten pe Bumble, da? Am intrat la secțiunea de prieteni, că morții mei, să văd ce-i pe acolo, da? Cuei. Sunt gay toți. Vreau să vă zic că scenele mele tocmai și-au luat... Toate scenele mele de pe TikTok tocmai s-au șters, randomly, de la update. Efectiv, tot ce aveam s-a dus dracu. Da, n-am ce să fac. Efectiv, s-a dus dracu. What the fuck? Man, this TikTok, bruh. Ok. De-abia aștept să ne vedem la Comic-Con, doamne ești tu. Ce s-a întâmplat? Adică ce s-a întâmplat? Stai, despre ce vorbeam? Nu știu despre ce vorbeam, stai puțin. Mi s-a blocat creierul puțin. Nu știu exact despre ce e vorba. Am un joc brand, stai puțin. Ce se ia pe brand chat? Întrebare. Bă, o să mă duc asta de poate ori. A, mă uitam pe TikTok. Da, vere, mi s-au șters toate scene de pe TikTok. Nu știu care e faza. O să le fac după. Da, cam cringe. Se vorbește despre metodele de a agăța fete? Yeah. Bă, o să-mi dea invade ăla cu... Cu... cum zicem? Ta-ta-ta. Căci am olo 14. De ce se vede așa mare brand? E așa mare brand? Vezi, mai sus ce idee ți-am dat? Te bagi în seama cu fete de pe Insta bună sunt... Ea nici nu mă ajută să... Nu cred că ai 14? Crede-mă, frate, te rog eu. Nici nu merită să încep cu... adică să... Asta înțeles o idee. Am Camil suport, respect. Știți care e problema? Uite, de exemplu, aici nu mai merită să dau smite-ul, mă înțelegeți? Deci da, tot o să-l dau. Salut, frate, mi-ai dat skin pe Grotopia. Bă, mă bucur că ți-am dat skin, frate. Nu cred că trebuie să dau Q ăla, pentru că acum iară trebuie să aștept între campuri ca să dau Q aici de la max range, să dau două hituri între ăsta, să aștept să fie până la 3 sferturi și apoi să dau W-ul și apoi să mă pun în poziție perfectă să dau Q și apoi să dau burn-ul din nou. Mă rog, pasiva, whatever, și apoi să dau W-ul cât timp încă arde ăștia. Perfect.
A venit Tivern să-mi ia morții în pulă. Respect. What? Respect. Ia uite și pe Kiana. Mă, ce se întâmplă, mă? What? By the way, aia nu l-a nimerit. Bomba. Hihi. Mam, stai că nu-i bine. Bun. Eu zic că s-a jucat destul de bine aici. Nu? Chat, păreri? Ce-ai tăi, mai te duci pe brand? Ah, ok. Nu, no, trebuie să-mi spuneți. Actually, traction, dar găsi aici. Îmi pare rău, sunt incredibil de bolnav. Dacă nu v-am mai zis de 4000 de ori până acum. Și știu că v-am mai zis. Dar probabil m-ați ignorat pentru că sunteți niște persoane ignorante. Raila-i primul? Bă, cred că-l e Andrei, frate, n-ai recum. Sunt curios cum ai jucat Flex mort? Ei, nu cel mai bine, dar s-a jucat. Că am dispărut de pe YouTube 3 zile și am făcut challenger. Am făcut 700 de depuri în 3 zile cât am dispărut de pe YouTube. Bă, you don't talk to me like I talk to you, mă înțelegi? Dragonul ăla cine-l face, că... L-aș face, m-aș duce la... Bun, și acum mergem frumos la dragon. Da, căcat. Da, căcat ori doi. De-i dodge. Mă rog. Fury a filmat video astăzi în timp ce eram la Flex, în timp ce eram în loading screen la Flex a filmat. În Silver? Nu, no, spune mai de count. E mai mult? Single target damage dacă încep cu Q combo pe camp? Nu e nicio diferență dacă apăs QE sau EQ. Nu e absolut nicio diferență. Nu l-am nimerit cu pasiva, nici nu mă uitam. De ce îmi place cum... Bă, gen... Ia, pot să fac ceva aici? Hello, bro.
Opa. This Kiana is... Opa. I cannot press spells, bro. They are too good. M-au aruncat din... Aia, s-a trollat. A, s-a trollat mult aici. Mă rog, Kiana ult, da. Se joacă Kiana cu Resolve. A fost nevoie de 4 bărbați să dea în mine ca să mor. Și dacă pur și simplu apăsam flash acolo, îi băteam pe toți. Mă rog. Poate. Se tot plimbă poliția pe la mine. Interesant. Chat-ul. Ok, n-are mic. A, ba nu, mi s-a blocat mie chat-ul, stați puțin, îmi pare rău, nu vedeam comentariile, what the fuck. Hai băi, viața mea, scapă și tu. Nu așa, da, mă rog, las că să salvezi, e ok, burta. Mergem și la Void Grubs. Hai, burtosul meu. Nu vine și golemul ăla, ca să pot să... Așa. Bravo. Păreri damage-ul ăsta pe brand. Că zici că sunt din altă galaxie, dacă nu l-am farmat. Avea o Kiana kill. What the hell? Avem 6 golemi. Aba nu, 5. What? S-a dat override. Vrei să te înjuri direct sau... Nu trebuie să-mi scrie pe alt cont. Poți să scrie de pe contul principal. Opa. Es no bueno, amigos. I-am dat stun și la Kiana, săraca. Opa. Oh no, bro. E. Ce vreau, mă, băiatul ăsta? Ah, ok. Și-au dat 4000 de kill. Care a dat flash aici? Nici nu știu care a dat flash. Da, cred că este contul tău principal. Bine, marși în morții, mati. Te crezi interesant la mine în chat. Taci, dracu, culcat. Ce doră mie de vremurile când făceai livestream cu Grotopia? Ai, frate, nu mai sunt. Kiana a dat? O da Kiana flash? Sau Pyke? Nu știu, am auzit flash, dar nu, n-am văzut. De ce ești așa nervos? Asta nu sunt nervos, adică... Par nervos de când m-am tuns? Am început lumea să-mi zică, bă, că par mai nervos, nu știu, 24-7. Seara bună de LOL? Nu știu dacă neapărat extrem de bună, adică se joacă puțin meciul ăsta, se putea juca puțin mai bine, dar l-am jucat destul de ok. Să zicem, decent. Nu neapărat perfect, da? Că ți-a putut și el, săracul. Jungle Brand? Păi, ce altceva să mă joc? În limita bunului Sims, da. A, mi-a murit mid-ul, GG. Fac și eu nebunie din asta. Ia, hai mă. N-a word. Ia că...
Fac și o... o minciunică din asta. Dau pe minion, dracu, că se duce până la urmă pe ei, mă înțelegi? Și gen, îi dă slow la ăla și facem kill pentru că i-am luat slow. Bă, vedeți că... am fost creier acolo, am dat pe minioni, că știam că oricum o să se ducă pe Kiana, pentru că gen, Kiana era invizibilă, ca idee. Bun, foarte bun comentariu, Gianni. Unul la mână, nu ți-ai cumpărat niciun script. Și e, nu știu, e o reclamă foarte proastă pe care o faci, pentru că sunt unii care chiar îmi comentează că, frate, de ce promovezi script și apoi vii tu și scrii chestii de genul, care nu sunt amuzante. Adică, înțeleg hazul, dar nu e amuzant. Mă înțelegi? Hai să-i dau hover, voiam să-i dau hover pe bot, dar văd că s-a dus direct mid. Well played. A jucat mai bine. Ia uite-o pe asta. Wow. Unde ești de recall? Opa. Acolo ești de chat, dar nu am cum, nu? Psh, s-a mutat cu aia, what? Ain't no way. Nah, leave me alone, bro. Vreau și ăsta, hai, te pup. Opa. Amigos. Ei. Bă. Sunt minim scripter, băieții ăștia. GG, frate. Ce faci, Mane, cum merge? Erți, ce să zic. Jocuri și reacție, 10 lei. Win la mare meserie. Mulțumesc frumos de cei 10 lei. Jocuri și reacții. Reacții. Jocuri și reacții. Are miros de pișat la propriu. Coi, are la propriu miros de pișat ceaiul meu. Gen, nu știu, îmi pare rău dacă mâncați, dar gen, miroase... Evident, știi când intri într-o baie din aia de festival? Coi, exact, unul la unul, exact la fel miroase. S-a îmbat pula de lume, s-a făcut greață așa puțin când am băut din ea acum. Tank? Bă, cam tank ceaiul ăsta. Salutări, salutări, salutări. Bă, s-au înjurat destul de mulți, multe persoane astăzi. What the fuck, s-a... A intrat bine stream-ul ăsta. Cum dracu ești challenger cu 80% win rate? M-am jucat mai bine, morții mei, frate. E doar a 7-a oară când intru challenger. Nu cred că mai se miră cineva. Hai, frate, să ne batem. Hop. A, s-a dus în cealaltă parte. A jucat mai bine băiatul ăsta cu Urgot. Da, las că oricum l-am pe burtică și îl bubuie. Bă, da, nu mi l-a bubuit cum trebuie. Mă înțelegeți? Mulțumesc frumos de kill, hai te pup. Ăsta cu Kai'Sa văd că face, se învârte printre ei. Probabil ai COVID. Bă, e posibil, e foarte posibil să am COVID. Ce-ai pierdut? Ce-am pierdut? Ha? Demnitate, nu știu ce-am pierdut, sincer, să mor. Da, bă, Kofi e la solo, e ok. Nu știu cu cine vorbește Kofi al meu, dar cred că a greșit. A greșit YouTuber-ul. Io și ăla, no! Iștenem! Oh my god, lasă, hai, GG, am jucat mai bine. Bă, l-am bătut? Nu știu ce comentați acolo. Bă, legit, nu aș putea să înțeleg ce comentați acolo. Dacă a murit inamicu... ți-ai bătut joc? Bă, dacă a murit inamicu... am văzut GM, bă, Kofi, e challenger ăla, nu e GM. Pentru ce zonă e bună Jinx? Bă, în general, poți să încerci un V3. Vezi dacă poți să bați acolo. Poți să încerci și la dragonul roșu. Nu știu exact dacă duce. Poate să care, e bun carry, dar vezi să ai și buff ca lumea. Că altfel nu prea merge. Să ai pe Q.
Ce marți mai, nu știu. Vezi tu ce-ți mai lipsește de acolo, să le ai. Pentru ce poziție e bună, Jinx? Bă, poți să încerci, nu știu, frate, deci sunt multe poziții pe care, cu care poți să pui pe Jinx, gen în care poți să pui pe Jinx. Acum depinde cum îți place ție. Uite, mie îmi place personal Missionary. Da, depinde și puțin așa cum îți place ție, că dacă îți place la față sau nu. Poți să încerci, bă, nu știu acum, e ușoară, poți să faci și 69 lejer. Că nu, că tot e amuzant să zici 69. Poți să faci și 69 lejer, că e destul de ușoară, știi, adică nu are foarte... Morții mei, altceva nu știu. Depinde. Nu, dacă nu-ți place cum arată așa la față, doggy, știi cum e, clasica. Dar nici curs, știi? Gen, nu merge nimic, adică nici așa nu merge. Nu știu ce dracu să faci cu ea, săracă. M-a întrebat în ce poziție să o pun pe Jinx, dar eu ce să-i răspund, bă, frate? Pe cât punem pariu că se joacă LOL pe telefon? Vă rog frumos să faceți un pariu cu mine în momentul de față. Vă rog frumos că știu să citesc omul după cum a scris mesajul. Vă rog frumos să puneți pariu cu mine că se joacă LOL pe telefon. Salut, băi, Urgot. Hai să ne luăm la sabie, puiu. Nu joc pe tel? Nu cred. Minți, efectiv, minți doar ca să pierd pariul în momentul de față. Stai că mă bubuie Kian aici. Nu există, nu... Și dacă... Bă... Ce face, mă, băiatul ăsta? Bă, ce faceți, mă, băieți? Mă, băieți, mă, nepoții mei. Mamă, s-a aruncat Gragas bomba. E rank 1 pe Kiana? Băiatul ăsta e rank 1 Kiana sau ce? Sau ai zis numai așa, gen? Bă, nu știu ce e cu băiatul ăsta pe Kiana, dar... Eu acum când vă mint că... Bă, când vă mint că sunt rank 1 Kiana, înțelegeți de ce? Că nu prea este competiția, adică uite cum joacă ăștia, cei mai buni playeri de pe regiune, da? O, părul meu ce-a pățit aici, hai că e mai ok. Uitați-vă cum joacă ăia mai bune ai regiunii, cum să le zic. Săraci. Să nu mai zic că am luat 22 de lupuri aici. Hai. Bun cont. Ia uite-l pe Croi. S-a spawnat Croi de nicăieri. Ai, 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 ai. S-a spawnat Croi de nicăieri, bă. Bă, trebuie să intrăm odată Challenger chat. Știți care e problema? Challengerul e la... Este la... În 3 ore e Challengerul. Deci noi intrăm Challenger în 3 ore. Mai e mult și bine. Vreau să vă zic, 3 ore, nu știu dacă rezist eu atâta să nu adorm. Ca să-mi înțelegeți puțin programul de somn. M-am culcat alaltă ieri. Da, o secundă. Asta e contul tău, main, da. Deci. Mamă, chat. Eu am făcut... Mamă, eu acum am dat seama. Nici măcar nu e scriptată chestia asta, ca să înțelegeți. Dacă era să fie scriptată, ziceam... Adică, mă rog, dacă era să fie scriptată... Așa, faceți puțin, ascultați-mă aici. Dacă era să fie scriptat, pur și simplu ziceam că nu mai facem și nu știu ce, știi? Bine, nu, că nu e scriptată, mă rog. Bine, nu e, dar gen... Acum sună foarte amuzant. Cum zice? Era challenge-ul care ajunge challenger... Dintre mine și Tecmai Fury primul, da? Da, amândoi intrăm challenger acum, deodată. Pentru că suntem rank 1 și rank 2.
Gen în Grandmaster. Coi, nici măcar nu ne-am gândit intenționat la chestia asta, să moară familia mea dacă am gândit vreodată la chestia, dacă ne-am gândit că intrăm deodată. Acum am dat seama, coi. Și challenge-ul era care intră primul challenger. Coi, nici măcar nu ne-am gândit, mă jur că nu am vorbit nimic despre chestia asta, să-mi bag pula de am vorbit noi ceva. Cum adică nu v-ați gândit? Coi, nu am planificat nimic, noi am zis doar că ne jucăm doar așa. Te-ai mai firis, a gândit sută asta ca să nu mai dea banii? Bă, probabil de asta tot insista să intrăm deodată. Bă, eu acum mă gândesc. Mi-a dat apă, te-ai mai firis, de 2000 de euro chat. Mă, facem video, nu e nicio problemă, fac clip. Mamă! Bă, dați seama că a plecat clipul. Bă, nici nu trebuie să vă zic că a plecat clipul. Bă, fac clip. Și bă, pe te-ai mai firis să-mi explice cum e... Bă, dacă am făcut eu, dacă am făcut Fury Views după mine, fac și eu după el. Hai. Vă pup. S-a găsit și el o metodă să nu-ți dea 1000 de euro. Adevărată față, uite mai Fury. Cred că îi explodează creierul când îi zic ideea asta. Nu, că nu-l trezesc să-i zic așa ceva, dar... Lasă, să-mi amintiți primul lucru. Că mă jur că nu m-am gândit nicio secundă la chestia asta, la pariul ăsta. Deci am și uitat de pariul ăsta, mă înțelegeți că am și uitat de el. Că nu m-am gândit nici măcar o milisecundă la chestia asta. Ascundeți-i voi Q, că dau să n-ai băieții. Da, mă, au băgat ăștia 1080p la client. Adică dacă voi vă uitați la live-ul ăsta acum în 1080, minim, o să vedeți și voi clientul mult mai bine, e gen mult mai detaliat. Bine, nu totul, pentru că ăstea sunt, de exemplu, la rezoluție foarte proastă, de exemplu, bannerele de pe el, sau așa. De exemplu, iconița, văd că, cred, sau, nu știu, textul în general o să fie mult mai sharp și mult mai bine făcut. Iar m-a dat jungle, mamă, vine să-mi dau pumn din cap cu aia. Bă, de câte ori? Gen, ok, ne-am jucat solo queue pe fiecare live de acum. Gen, pe live. Gen, ne-am jucat solo queue în fiecare match, da? În fiecare live, pardon. Și m-am plâns în fiecare live că nu mă dă mid niciodată, nu? Și niciodată nu mă dă mid, nu? De ce nu mă dă mid din nou, în continuare? Încă nu mi-a răspuns? La ce? Ah, și cu pariul cum rămâne? Cred că trebuie să schimbăm goal-ul ăsta, mă, că e cu ghinion goal-ul ăsta. Să mor. De ce când iau Doran Blade care dă 10 attack damage pe Maokai, first item îi dă 15 attack damage și nu e bug vizual? Că am testat damage. Bă, curaj. Bă, nu știu dacă... Bă, ori îți bați joc... Ori, nu știu ce vrei de la viața mea. Ori ești Iron, una din două. Dar nu zic în sine de frame, dar vreau să știu dacă ori îți bagi joc, ori ești pur și simplu din Iron. Zici că e subnutrit? Bă, chiar ești curios, de ce? Bă, da, adevărat, în ultima vreme chiar par foarte slăbuți. Să mor. Da, nu cred că par chiar așa subnutrit, adică... Se mai mișcă câteva chestii pe mine, știi ce zic? Adică nu e chiar așa, nu sunt chiar așa slăbuț. Să mor, bine, par, da? Slipper build, știi ce zic? Sunky. Bine, și că port tricou XL. Gen... Mă înțelegi? Morții mei. Dar mulțumesc frumos de comentariul foarte... Foarte... A, e primul tău comentariu de pe live.
Ai linkul de amban în descriere. Dacă vrei să mai comentezi la mine pe live, poți să faci prin primul link din descriere de donații. Încolo poți să scrii ce mesaj vrei. Doar am întrebat că nu înțeleg de ce un Doran Blade care dă 10 attack damage pe Maokai de 15, iartă-mă tu pe mine. Bă, fii, deci uite, întrebarea ta e pusă gen într-un fel în care nu pot să-mi dau seama dacă îți bagi joc de mine sau nu. Pentru că ori mă întrebi la pulă, că gen nimeni nu-și face vreodată Doran's Blade pe Maokai. Două secunde să văd ce mă joc aici. Nu vreau să mă, vreau să mă joc First Strike match-ul ăsta. Nu știu, mi se pare amuzant. Bun, așa. Bun. Nimeni nu-și ia Doran's Blade pe Maokai pentru că n-are niciun sens. Tu măcar mănânci două mese mai, bă, mai rar. Nu știu, depinde, e ciudat. Nu, am început să mănânc foarte bine în ultima vreme, dar... Cum zice? În ultima vreme chiar am mâncat foarte bine. Acum, ultimele două zile chiar n-am mai mâncat aproape deloc. Că mai mult sunt mort și gen... Abia am ieșit din pat, adică gen chiar eram mort, vai de capul meu. Și îți dă, îți dă convert din AP în AD. Dacă te uiți, îți cade AP-ul ca să-ți dea AD, pentru că îți cumperi AD și îți dă convert la ale adaptive în AD, în loc de AP. Asta ar fi una dintre chestii, sau... Sau nu știu, Maokai are cel mai mult AD din joc sau attack speed, nu mai știu. AD sau attack speed. Au fost ceva drame azi, adică. Dar ce cu aia? Chiar pare așa de slab? Zi, bă, care e faza cu tatuajul de pe piept? Ce, mi-am făcut un tatuaj că îmi place cum arată. Ce? ce e așa deep? Aveți derby, bă. Mănânc 3800 de calorii pe zi, mai am o lună până la cat și am să arăt ca un zeu grec. Bă, doamne, știu. Da, pare destul de slab. Bă, chiar o să încerc să mă îngraș atunci. A, mă gândeam că are vreun deep meaning. Bă. Să statuaș cu numele Oluluș. Ia, asta să fac. Dacă zic ceva, promiți că nu faci urât? Păi, de ce simți nevoia să-mi spui acel lucru dacă crezi că o să fac urât? O întrebare foarte bună. O să am mers de sub. Păi înseamnă că ai mai dat dodge mai devreme astăzi, Void. Void Gaming. La corp, streaming cu Shaggy. Tatuaj cu Lobobotul pe gât, ce? Mamă, ce s-a supărat ăla la faza asta cu Shaggy? Bă, da. No, bă, e ok, e derby. Își ia un buff Diana pe Civitor, pe jungle. O să fie amuzantă. Nu merge, eu, bro, I'm so mad about it. GG.
Am trollat puțin aici. Mi-a sărit și ăla peste perete, să nu mai zic, da. A dat 4 ore? Da, 24 de ore. A, nici n-am eu. What? Stai, ce? Deci nu joci Kiana? Că nu vreau să mă joc Kiana Jungle. Că mor de la Jungle. Dacă îmi fac clear-ul ăsta, zici că am 3 boli. Bine, pe lângă că sunt incredibil de obosit și îmi pică efectiv ochii în gură, v-am deschis și eu live-ul, că n-am mai făcut live de mult și am zis că, bă, trebuie să fac și un live. M-am forțat puțin cu live-ul ăsta. Nici nu știu dacă stau până la 1 să prind challenger-ul. Vedem. În momentul de față transpir, ca să mă înțelegeți puțin. De la febră, de la răceală, de la alea. Te-ai lăsat de Grotopia? Bă, nu mă mai joc Grotopia. Mi-am luat acolo un GHK, frate, și gen, nu mă mai joc. Hai pe el, dacă tot, nu? Bravo. Să mă duc full AP, nu? Că am zis că mă duc first strike, da. Hai să vedem ce pot să gătesc. Ah. S-a lăsat feca. Crezi că te ajută să dai vod la meciurile pierdute să îmbunătăți? Bă, dacă te uiți tu singur, nu prea. Adică... whatever. Dacă te ajută altcineva, da. Ca să zic că e greșelile, pentru că tu degeaba te uiți, adică n-ai de unde să dai seama unde ai greșit. Adică, bine, da, poate îți dai seama de câteva greșeli, dar gen, nu o să fie așa. Știi? Vreau să mă duc ori Drake, ori... La câte depui între challenge-uri? 720. 30, poate. Is Diana Jungle back? Nu neapărat. Dar nu mi-am omorât singur un minion. Like, wow, whatever. Cam pot să mă arăt astăzi? Nu, doar incredibil de bolnav. Îmi pare rău dacă nu am, gen, dacă nu s-a dat de hype. Dar sunt incredibil de bolnav. Eram și mai rău ieri, într-adevăr. A fost mic, cancel auto la max range. Bă, sincer, mi-o omoră minionul ăla pe care v-am să dau dash. Aia era toată problema. Da, bine, n-avea de unde să știe, dar din nou, unlucky. Cred că las dragon aici și mă duc și fac grabs. N-ar trebui să-mi fac nashor dacă mă joc Diana Jungle. La flex, frate. Topul meu cum a murit. Mi-a cerut kill-ul ăla și apoi... straniu. Mi s-a dat cancel la E, bine. Cred că flat AP e mai bun decât attack speed, zici? Bine, early, dar gen nashor-ul nu ar fi mai bun decât orice alt item la clear.
faci vot pe bani, vot review. Păi să zici, da. Faci challenge sezonul ăsta? Da, în seara asta. Adică la ora 3, la ora 1 noaptea sunt challenge. La 12.45, bă, chiar. Second item 100%? Păi cu ce te ajută second item? Adică deja e late. E foarte tilting doar să-l auzi pe ăla cum se reconectează, sincer. E gen mai, e mai tilting decât gen faptul că nu joacă, știi? Pe ce sumă pentru 2-3 meciuri? Depinde de timp în general. Cred că poate să fie și foarte in-depth. Și doar așa, dar pot să-mi dau un mesaj în privat și vedem. Bă, dacă mai e în chat băiatul ăla la care îi tatuează sora sa, ești în chat. Îmi pierd toată echipa, pare. Mă, ce se întâmplă, mă? What? Nu i-a dat damage, rău. Hai că mă duc până pe mid. Nu am unde s-a teleportat băiatul ăsta? What? Chat? What the fuck is going on? N-aveam Storm Surge-ul. Stai, am luat un kill. Stai, ce? Stai, nu știu ce se întâmplă. L-am omorât pe Ion acolo? Nu înțeleg. Nu. Iară cu aia. Ăla nu știu ce face cu aia. Se aștepta la mine să stau pe mid. Bă, primește ceva change-uri, din astea foarte ciudate la ratio. Nu știu, nu știu ce se întâmplă. E doar tilting faptul că aud în continuu, e summoner has disconnected. Nu ai ceva tilting lucru. Nu e tilting faptul că...
Ce-mi place buff-ul ăsta pe... pe... ăla, nu știu ce-a făcut acolo. S-a dus fără ultă cu Ari. Da, nici ăsta nu știu ce-a făcut. XD? Nu știu, mă joc singur, ce se întâmplă cu aia să fac? O, te mai Fury, fii atent, ești Fury, am aici o chestie de vorbit cu tine, da? Ești pe, intri pe Discord? Deci am o chestie foarte importantă de vorbit cu tine, da? Deci e o chestie de afacere aici, da? Fii atent. Ești pregătit? Bă, probabil zice lumea că slab pentru că mi-a atârnă tricou pe mine cu aia, dar e un tricou XL pijama, gen. Dacă îmi pun un tricou mai normal, nu mai zice nimeni nimic. La Diana aia intră un Amumu? Bă, cred că intră orice... Bă, puteai să joci și Amumu mid mai bine decât bulldozer ăsta, să-mi bag fața în măsa. Call me baby. De ce ești pe telefon, Vere? Acum, nu mai bine, nu mai mult, nu mai bine... 5 minute am deschis ochii dintr-o hibernare. Ce hibernare, mă, că ai dormit 5 ore. Oh. Da, așa, dar deci la 5 ore am visat foarte frumos. Bă, cred că am murit de vreo 3 ori exact ce am nu, am murit de vreo 3 ori în somn, m-am alergat zări colaci, m-a alergat mamaie cu un pitic de grădină în mână, nu știu ce drag să trebuie. Da, da, vrei să zic eu ce-am visat? Hai să-ți povestesc puțin ce-am visat eu fix. Gen, nu acum fix înainte de Flex, înainte de data trecută, atunci când am dormit 16 ore. Am visat că eram în fața magazinului ăsta de al meu, cu maica mea și cu un fost coleg pe care nu l-am văzut din clasa 4-a, da? Eu de atunci n-am mai avut nicio interacțiune cu omul ăla, nu știu cum i-a apărut în vis. Așa. Ok. Și ne-am dus la magazin să luăm nu știu ce, gen ceva chipsuri sau ceva, și îmi zice aia că 30 de lei, că e pungă de chipsuri nu știu ce specială. Și ieșim afară, gen era 10 noapte sau ceva de genul, era întuneric. Și ieșim afară, și, dar nu știu cum îl țin minte așa bine, gen, asta voiam să ți-l povestesc, că mă mir că e singurul vis pe care îl țin minte vreodată. Adică nu chiar, da, gen, înțelegi ideea, așa. Și gen era, cum să zic, era depozitul gen afară, știi, trebuia să ieși afară din magazin ca să intri în depozit. Mă rog, așa. Și ieșim din depozit și pe ăsta îl atacă două persoane de etnie romă. Doi de-ai mei, ok. Așa. Stai că mor aici, cred că. Așa. Și-l atacă și nu știu, încep să-l mănânce sau nu mai știu exact care era faza. Și apoi încerc să iau un târnăcop de pe jos. Era un târnăcop pe jos. Okay. Și oamenii aia de etnie se gândesc că vreau să-i atac cu târnăcopul ăla și aruncă cu... Nu știu cum, a luat cu gen crack power sau ceva, a luat, cum îi zice... un lemn gigantic de pe jos și l-a aruncat după mine și cumva mi-a dat stun, gen, așa era la mine în cap, că mi-au luat stun pe jos. Și mă uitam cum a intrat după femeia de la magazin în depozit ca să o omoare. Și acolo s-a terminat visul. Ce fraier ești. Adică? Vrei să zic un vis al meu care se repete și e coșmar? Așa spune. Modernă. Stai, prima dată stai să zic asta și apoi zici tu aia, ok? Ok. Bun. Deci, abonații mei, te-a întrebat, mă, dacă te duci la PC. Da, da, da. Așa. Abonații mei mi-au reclamat că ești un prieten foarte parșiv, ești foarte... Nu știu dacă, nu știu ce înseamnă cuvântul ăla, l-am folosit că pare rău. Bă. A? Ia zi, de ce? Așa. Pentru că... Eu niciodată nu m-am gândit la chestia asta, dar tu m-ai pus să joc Flex cu tine deodată. Așa. Pentru că știai că o să câștig challenge-ul de 2000 de euro. Așa. Și m-ai pus să joc ca să intrăm deodată, ca să nu mai trebuiască să-mi dai cei 2000 de euro.
Îți dai seama că facem video cum mi-a dat Tame Fury schem de 2000 de euro. Sper că înțelegi că nu scap de așa ceva. Dacă tu mai mulți pe mine pentru views și eu pe tine, stai liniștit. Of, și scăpam bazma curată dacă nu erați voi copii băgăcioși. Spune că sunt meci să mai stea. A zis Mădăluna că e în meci să mai stai. Am intrat aici că vorbeam cu tine, efectiv nu m-am uitat la ce jucam aici, m-am băgat random. Nu mă, nu faci așa ceva. Ce? Nu faci mă clip de genul. Adică? Okay. Bă, vere, unii au... Unii nu s-a atât de bine dotați mă săraci, mă. Și e chiar să zică, da, așa e, mă. A, tu când ai făcut cu mine că am băgat, că am făcut final la... Ca să fac challenger. Ai mințit românii ăia? Nu, strategiile pe care le-ai folosit nu era nimic de... Era bravo că... Nu, păi tu ai mințit românii că am folosit eu funnel și chestii astea nedrepte ca să urc eu challenger. Da, corect. Păi, ai uitat ce se întâmplă azi dimineață? Dacă la o glumă simplă care necesită maxim 3 cromozoni să o înțelegi. Oameni din confă de la noi care nu sunt proști. Bă... Nu s-au prins. Oamenii noștri de la noi din confă, nu știu, au avut... Înțelegi ce vreau, tu îți dai seama? Tu nu știi ce se întâmplă la mine meci în momentul de față. Îți mai amintești că eu ce-l-a dat Aero4? Așa. Imaginează-ți să vadă clipul. Și o să înțeleagă mintea lui. Nu mi-a omorât minionii din față, scroafa, pulii! Asta au zis. Coie, mi-a stat să-mi omoare minioni. Legit, dacă nu stătea Aris să dea în minioni în timp ce mă bătea Ione, scăpam. Pe lângă că nu a vrut să mă ajute, mi-a mai luat și minioni din față cu care scăpam. Să bag pula. Are 0,7 de nerul meu. Dă-te în pula mea cu aici. Ce să mă joc? Zi-mi tu, Fury, ce să mă joc aici? Bă, mă înjura, mă. Ce o să fac? Nu o să intru în partener? Mă rog, treaba ta. Eu chiar îmi doresc, bă, dar... Așa mă, vei, poate, uite că mă dă înainte pe live. Vrei să zic cel mai nașpa coșmar al meu, de mereu mă trezesc în aspirat când, dacă visez, că visez, am visat mai multe ori. Spune, pui, ascult, sunt ochi și urechi. O să creadă că fac mișto. Deci, să facem loc că sunt într-o pădure. Înțelegi? Așa. E un fel de prânz un pic spre seară, dar e lumină, da? Așa. Lângă mine vine un pitic. Da, dar de la te grădine, ca în albă ca zăpadă, gen. Așa. Nu de ăsta pitic cum e în viața reală. Așa. Da? Vine un pitic de un gnom, mai bine zis. Gnom de la, da. Așa. Vine la mine, era mereu o săpăligă de aia mândă, știi? O săpăligă, ok. Și vine la mine și îmi zice, mângâie-mă pe purtică. Aha. Și eu zic nu. Aha. Așa. Și el zice, și unde mi-e echipa? Mângâie-mă pe burtică. Și după aia sunt toți copacii, ies mai mulți pisici de grădină, cu săpăligi în mână și încep toți în cor. Mângâie-mă pe burtică, mângâie. Și eu încep să fug cu aia și fug și plâng că nu vreau să-i mâncă pe burtică. Și mă leagă 9 jumătate de oră până mă trezesc. Tu ți-ai luat coșmarul ăsta de la Robi sau ce? Uite că mă de aici, zi bă. Are ăsta de când era, de când îl știu eu, mi zice de coșmarul ăsta, de vreo 6 ani tot îmi zice de el. Bă, vere, de pe bune. Mă leam eu... Și tu cum te sperii de coșmarul ăsta, că tot timpul când îți vine... Nu, nu sperii, eu mai mult mă trezesc, mă enervez pe mine, ce dracu, dar nu voiam cu aia. Ce mânc eu pe burtică? Să mă las în pace. Da, eu îi ziceam de ale mele, cu morți, cu toate alea, și face el, eu am un coșmar cu pitici, cu mângâie-mă pe burtică, bă. Bă, eu cred că sunt într-un coșmar în momentul de față, nu știu ce zici. Că la ce joacă ai mei? Ai zis la PC. Da, acum mă duc, mai știu. Adică mai putem să mă joc. Mânghe, mă burtic, bă, nu mai ziceți, bă, mă traumatizat pe chat. Na, acum că am zis o să rămână min cu mânghe pe burtică. Cred că pun un de la, ca și emote. Nu mă iau pe burtic. Un pitic. Păi ai dormit? Ești acum odihnit? Nu știu, eu zic că e seară. Păi e seară. Nu, invers, că e dimineață. Eu sunt curios de ce te-ai mai trezit la ora asta, nu știu, mai bine... Dormeai ca mâine să faci ce să faci de făcut. Nu, gen, m-am trezit acum.
Nu. Uite, nu. Și ăia de la ei și ăștia de la mine. Lasă așa chat. Să faci mine mă urc un pitic de să-i mângâie pe burtică. Mângâie mă pe burtică. E când e prea să-i mângâie, bă, n-am vrut niciodată când am avut la mine. Nu, nu. Dar mi-e zis că îi mângâia pe unul și pe aia voia prea mulți. Ah, de fapt, da. Când ai început, da, ai zis că ai... Da, mă, da, da, s-a fost acum mult, ceva, acum doar mă largă. Mi-ai zis că prima oară n-ai mângâie pe unul, bă, pe vremea aia. Și după aia ai zis că voiau toți, da, nu mi-ai scăpat de ei. Am uitat, dar asta e un moment de bun. Păi acum vei da, acum în ultima perioadă doar mă alerg. Mă bine. De unde eram oare așa? Era vafă. Îmi place conversația de astăzi, chat. Auzi, femeie. Da? Deci pe viteză îți faci picior, bucare. Hai, lasă-mă-n pace. Aici nu am să mă împace. Pe copiii mei, dacă îți dau o dreaptă bună. Asta e ok, o partener, aia. Ce? Să-ți bați femeia pe live. Da, iar a murit vere. O pun în locul ei. Gen. Ce? Pun la locul ei. A. Pun la locul ei de femeie. Bă! Oh! A? Asta cu arii de charm pe femeie, mă, Samsung. Ce trebuie să fac cu o femeie? Hmm? Zic, dar întâi mută și tu alt program și pune tăia pe storcător, dar să faci gălăgie. Ce trebuie să fac o femeie? Live. Zi, mâncare curată ale? Nu, să fie iubită și îngrijită. În timp ce spală rufele, îmi face curat în foișoară, mi-aduce ceva de mâncare sau ce la muncă, mai faci și bani, mai vii acasă și mă mai ajungi pe mine acolo. Mai repede! Hai! What the fuck is going on? Bă, sau măcar e smolder, că nu face nimic. Bă, chat, m-am băgat pe Nami cu full one-shot Diana build și i-am dat minus. I-am dat heal. Bă, dar tu cum, ce faci de pierd? Adică ce, nu păi știu, nu știu, toți la mine au 20 de deter, nu prea cred că e mai bad aici. Dar ești acolo de unde ești? Da. Ha. Of, ce nașpe e flexul, că poți să joci cu încă 4 oameni pe care îi știi, netrolându-ți meciul, a avea o comunicare cu ei. Și a fi meciul mai clean. Și a nu dat niciun run down în caz nu-i convine ceva. Ce prost e flex. Nu știu, nu mi se pare că e prost când joacă toată populația. Da? Sunt mai mulți playeri la flex decât sunt la solo 2. Și tot s-a dat cele cele 30 de. Am dat tower dive gorila asta. Ah, mi-a dat tower dive, ok. Au, soul, nevermind, jungle, diff. Dar te-ai uitat, dacă urcăm challenger sau nu? Da, mă, normal că urcăm challenger, ce ai? Păi nu știu, dar dacă de ușor ne-a fost două, nu mai urcă nimeni, nu mai... Asta zic, mă, la alții e foarte greu, gen, ce fac alții, nu, adică, cu ce-am făcut noi nu pot să facă și alții, că noi suntem mai buni. Sanchi, ce dracu, 80%, bă, 80% win rate challenger. Cam ușor. Ne-am și prostit. Ne-am și prostit gen. Mult. Adică, 4 meciuri sunt pierdute, că m-am jucat. Un meci, dracu, m-am jucat, ce m-am mai jucat, mă? Nu, te-ai jucat, dar te-ai jucat tot ceva. Las, că ți-ai scos. Las, că m-am jucat și eu, nu, are nimic, stai, niște. Bă, deci, bă, t-a saturat niște meciuri, bă, dezastru. Bă, foarte bun meciul ăsta, ce să mai zic. Bă, Fury, dar știi ce am observat? Eu la solo 2, nu știu, de vreo 20 de meciuri la rând, nu cred că mi-a dat rolul, gen de mid lane. Fără gaterincă. Gen... Să vrea, man. Ca să zici, suntem pe live aici, toți pe live-ul ăsta, de față. Toți care ați fost pe fiecare live vreodată, știți că pe fiecare live nu m-a dat niciodată mid. Căi, e real. Nu mă dă mid. Sau dacă mă dă mid, se dă dodge. Asta s-a întâmplat de fiecare dată. Dacă mă dă mid, se dă dodge 100% of games. E 100% dodge rate dacă să iau mid. Nu, asta s-a întâmplat și primul cube, ba da. Asta s-a întâmplat, mă dă mid și s-a dat dodge. Coaie. Coaie. E prea monstrul flexului. Ce?
Le e frică de bonus-ul flex-ului. Dar nu mai zi, mă, flex atacă, păcălim și noi lumea că suntem la solo 2. Mm? Real. A, da. Scuze. Păi nu, că asta e solo 2. Mamă, Fury, ne facem postare pe Facebook. Da, salut. Vreau să mulțumesc oamenilor care au fost lângă noi în aceste timpuri, perioade grele de 2 zile jumate și 3 ore pe zi. Când ne-a luat să jucăm așa ceva? Of, băieță, ne-a luat vreo 2 zile jumate să facem și noi 1000 de lăpuri la naiba. Mulțumim frumos de suportul emoțional. Păi și e ceva, da, conspirație. În timp ce majoritatea dintre noi erau pe afară, aveau treabă, vedeau, jucam la 3 dimineața, steam o oră în Q, în timp ce unul se juca metin pe fundal. Da. Greu. Bă, Firi, vezi, greu, că, rău, vezi că vin și te pun să mă mângâi pe burtică noaptea, de acum încolo. Nu te dracu. Dacă vreodată dorm lângă tine, bă, cred că, bă, de nu te trezești să mă mângâi. Bă, vezi că îți dau dracu vreun pumn sau ceva, frate. Uai, să-i fac lui Temai Firi un TikTok, bă, ăsta chiar ar fi un TikTok tare. Deci dacă am fi noi YouTuber, exact asta ți-aș fi făcut. Coi, veneam noaptea la tine, gen, făceam noi să dormim undeva împreună. Cândva, vreodată, făceam noi o chestie din asta. Dacă eram mutați, eram la aceeași casă. Da, mă, și mă îmbrăcam în gnom și veneam și te trezeam. Coi, legit, unul la unul, ieșea cel mai tare TikTok de pe planeta asta. Și o să și țip să urlu. Mi-a zis un băiat, te salut. Te salut. Și eu pe tine. De unde ți-a scris? Privat. Hmm? Privat pe Discord, unde ți-e dracu? Ești tu curios, no, repede. Vrei să-ți dau contul să-mi citești DM-urile? Că... Da, mă, da. Dar stai că l-am, stai că-i acum. Ah, fuck. Îl salut eu. Să-l salut tu. Lasă-l salut eu, frate. Bă, nu știu cum să zic. Eu când am pornit live-ul, m-au pișcat ochii. Cât costă un boosting, m-a întrebat băiatul ăsta. Bă. Mă fac boost viața mea. Ce, mă? Ce? Ce? Bă, ca să înțelegeți din nou, v-am mai explicat de 1000 de ori. Nu vă fac boost... Că nu vreau eu să vă fac boost. Dar nu se merită să fac boost, că nu faci bani, dracu. Ce dracu să vă zic? Real. Am dat fără să vreau pe un chat și e deja mesajul de la Cosmin. Nu mai vreau să zic, nu mai citi. Las. Nu, dar nu citesc, e doar un gif, gen. Ah, ok. Nu. Un domn care și-a backdoor. Bă, este o diferență, bă, Adriane, între a busta în Diamond Master EU, NA și a busta în Iron 4 EU, West, EU NE la români. Pe lângă că e pe UNE, aia e și la români. Că românii nu-ți dau mai mult de 5 lei pe 4 ore jucate. Un leu pe oră, nu, un leu pe oră. Și chitanță. Ce? Aia 5 lei vă și chitanță, că poate, na. Bă, mai mult de un leu pe oră nu-ți dau românii cu aia. Dar nu știu, nu o să avru meciul ăsta de Diana, băiți. Au prea avut băiți. Ia uite, au ăia full tanci, trebuie să mă joc Diana la boală. Ce? Bă, cine ăștia cu mine și mai ales atât așa, am crezut că am fost părăsit. Păi de ce că doar da, m-am întâlnit aici și mai era nimeni. Ia uite și ai intrat. Păi de ce că doar tu stabilești prețul? Păi degeaba stabilesc eu dacă nu-l cumpără nimeni, nu? Mamă, ce chipa ăștia, doamne, că nebunesc. Mi-am băgat briciag un tricou de la Calvin. Păriri? Cream că bag în pantalon și mă gen, mă duream pulă. E? Nici nu știu cât a fost tricou, că a fost cadou să mor. Vreau să zic că s-au dus banii, dar nu știu câți bani. Cât e, mă, un tricou din ăsta? Diana Chain Smite. Da, mă, da, viața mea stai liniștit.
attack speed-ul ăla e prost. Sincer, attack speed-ul ăla e prost. €10 meciul low elo, €15 mid elo și €20 high elo. Deci, Rareș, eu vreau să te întreb pe tine, cine o să-mi dea vreodată €10 pe meci în low elo când te duci pe orice site și e un euro divizia în low elo? Adică un leu pe, un euro pe gen 5 meciuri jucate. De ce mi-ar da mie cineva €10 când te duci și ții 5 meciuri la 1 euro? Un euro? Bă, oh, tot acolo, €2, dracu, știi? O porcărie din asta. Ți-a luat bătaie meciul trecut de la Ione, acum a venit și frasul să râde de tine. Da, mai dreptate. Bă, nici nu știu dacă am români care îmi dau snipe adevărat, ar trebui să fiu mai atent puțin. E, lasă, dracu. Să-mi dea, au nevoie de lupuri. Care e mediul tău? Chiar, da, frate. Da, meciul ăsta... Uite, ăsta nu se juca nici Ochiana. Păi ajungeam challenger numai din donații. Păi uite, în divizia mai mare e mai scump, adică te costă vreo 1000-2000 de euro să faci challenger. Dacă vrei pe contul tău, știi? Să-ți cumperi așa un cont de challenger, îl găsești la care e mai prost. Ești de fă? Nu, că o ieși te mai fi din contul. Nu ieși random, nu știu ce face. Ok. Fane a donat €2 cu taxa de prietenie, băi. Te vă, Fane. Mersi. Era o glumă, da? Mersi. Am costă să cumpăr un cont în ranked. Că de tot... Cum adică m-am plâns? Efectiv, nu am zis nimic. La propriu. Ce ai făcut, mă? M-ai făcut porc? Ce dracu e? Porc spinos. Câte lăpuri e challenger? 730. Mi s-a închis conferința cu Tame Fury. Păi să luăm aici. Are TP pe Yasuo, what? I am inting. Aici vine și-mi dă random, fiți atenți. De fapt, cred că mă descurc. Nu poate să facă nimic. M-a jucat bine. Mă duc până la magazin și vin la PC, mi-a zis. Nu mă înțepa. Oh my god. They could not break me. 720-730 este challenger-ul. Cam pe acolo. Când încep să joci Warzone pe stream? Bă, rare și... Când vrei tu. Bă, chat, adevărat, vreau să vă zic, am descoperit, bă, să dorm pe spate e chiar chill as fuck, bro. Gen, nu știu, nu mă mai doare spatele vere când dorm pe spate. Nu știu, mi-ntind spatele și e gen, e, bă, zici că am descoperit, am dat transcend. Să moară, să înțepenească, să tot ce am, bă, să dorm pe spate. Bă, ce mai bun lucru pe care l-am descoperit în viața asta, să mor. Real.
Bone plating-ul ăla, n-au mai zic nimic de el, că e broken. Bă, e mai ok să nu continui trade aici, cred că. Ah, ok, e broken, ia s-o. Ah, o dat în jos, wow. Ah, cât de broken ia s-o. Felul în care îi zboară campionul. Deci nu mai are nimeni FPS în LoL. Ce? Pur și simplu m-a bătut din bone plating acolo. Ah, what? Mi-a blocat Q după ce a ajuns în el? It doesn't exist. Hai mă, faceți un kill, vă rog. Coaie, unde se dă Renata? Like, you can auto... Whatever. Și s-o băga după se bată. Nu vine să cred. Bravo, Renata, ai făcut kill. A bucur. Nu mai zic nimic. Un match incredibil. Coaie, ce campion e Yasuo, mâncați-e și sufletul tău. Să mă și bat aici, cum ar fi. Să nu fii challenger cu Yasuo, frate. Imagine. M-aș juca și eu Yasuo, pare foarte mutant. Să mă rog. Stai ca junglerul meu se mai gândește dacă mă ajută. Se mai gândește dacă mă ignoră sau scrie în chat în timp ce mă bat. He's thinking about it. Tau asta ce face? Că mi-l aduce numai pe Nautilus pe mid, stând pe mid. Și dacă mor înainte să-mi fac nașorul, cred că fac spume la gură. Și o să-și ia Triumph și nu moare. Ah, ba da, e prost. E ok. Ah, ce gameplay pe mid, cu aia nebunesc, e boring as fuck. Ești full AD? Da.
Frita, big game. Mă duc randui Indiana. Sper că înțelegeți că mă joc randui, nu? Nu vine acum de rău de aia m-am băgat înapoi în el, sincer. Am vrut să trolesc cumva, dar să nu trolesc. Nu mă duc, cred că Sunfire, cred că randui indirect, că au... Mă rog, Am dat R cu aia. Da, nu știu, mă rog, whatever. Nu știu ce face Voliver, unde forțez, frate. Oh my god, what the fuck are you doing? Just leave, honestly. Ai, ai, ai. Poate vă e ok. Nu mai am mana. Hai vă pup. Să vă să zic. Am trolat eu puțin, da, mă rog. Bă, mă uitam că băiatul ăla chiar n-a fost chiar așa grav să-i dai permaban, adică, bă, mă rog. Dar apoi am deschis history, o să mă uit ce am mai scris. Băiatul ăla doar intră la mine pe stream să-mi facă hate. Lol. Ah, tare, am murit. Bă, nu. Why do you permaping? Why permaping? Tare. Ah, tare. Well played. Frozen Heart. Frozen Randuin, sunt un milion de iteme bune aici, dar gen e prost să mă duc full tank. Or is it? Chat. Nu știu dacă Frozen Heart e pe mine aici. Nu știu dacă e Frozen Heart angle. Că e prea multă armură după aia. Nu dau niciun damage. Frozen Riftmaker. Bă, ideea e că nu-mi dă HP, adică și-ar face mult mai bine altcineva Frozen, mă gândesc. Nu? Nu-mi dă niciun HP, niciun... adică mana ăla e peace value. Bine, poate să am nevoie de mana dacă cumva rezist atâta de mult în fight-uri. Mi se pare că Randuino e super value în echipa lor. Sunt full creep, băieții. Sunt full creep, băieții. Nu? Bă, luăm ăsta momentan și apoi vedem. Aș vrea Riftmaker, mă gândesc. Vorbește cu hopa mitică de pe jungle, ce? Ce hopa mitică, mă? Midlane experience. Enjoy.
Fucking pig. Își facă volibero. Bă, nu prea că să-și facă. Aoleu, ce stăm? Mă rog, bun, dar eu prost. Crazy Diana Engel. What? Dar nu mi s-a mai dat hit-ul ăla în plus, mă rog. Oh! Mamă. Bă, e și Frozen Heart Angle pentru că... Unde e considerat low elo și de unde e considerat high elo? Nu prea există, adică e în capul fiecăruia. Dar poți zici, nu știu, high elo, diamond plus, adică, nu? Deși nu e, adică felul în care se joacă la noi e gen... Nu știu, e gen foarte diferit, e gen fel și fel de player. Și low elo până unde e? Păi tot ce e sub. Dar e mai complicat, că în Master sunt o grămadă de persoane care joacă și bine și o grămadă de persoane care habar n-au ce e cu jocul, se joacă pe autopilot și au ajuns Master din greșeală. Gen, e mult de zis, nu știu. Adică uite, eu acum sunt Master din greșeală, cum ar veni, gen, mă joc căcatul random și efectiv trolez în fiecare meci. Nici măcar nu-mi dă campionul meu, nici măcar nu-mi dă rolul. Adică, mă rog, bine, aici chiar n-aveam cum să joc Kiana. Meciul ăsta, foarte bine că n-am luat Kiana. What is he doing? Bă, hai, aici mai prost. Așa. Gen... Depinde, că în Master poate să fie și player care se joacă doar autopilot, n-au nicio treabă cu jocul și ajung din greșeală. Și atunci nu pot să-i consider pe ea high low, pentru că abar n-au ce se întâmplă cu jocul. Știe mai mult un player de Emerald care joacă bine, doar că nu a avut norocul să ajungă gen Master cum a ajuns să ia. Pentru că ține și foarte mult de noroc. Diferența între Emerald și Master e de noroc. Pentru că sunt player, îți garantez eu, sunt player mult mai bun decât mulți. Sunt mulți playeri în Emerald, mult mai buni decât mulți playeri din Master. Garanta 100%. Și asta, gen, am un milion de prieteni care, pur și simplu, nu știu, ori și-o lua boost, ori nu știu cum au ajuns din Emerald până în Master după un sezon și au rămas acolo, pentru că... Așa ce vrea băiatul ăsta de la mine. Asta mă bată. What? Prin shield mi-a dat one shot. Damn, what the fuck? Ah, mi-a dat 1000 damage de la... Ok. Pare de jucătorii care sunt main support și au Master? Foarte bine. Din nou, depinde de jucător. Poate să fie bun sau poate să fie prost. N-are nicio relevanță că este jucător de suport. Înseamnă că joacă mai bine decât jucătorii de suport de divizie mai mică decât Master. Dacă ajuns Master. N-are nicio treabă. Doar pentru că e suport, nu înseamnă că e carat. Bă, încă mă gândesc între Randuin și Frozen Heart, not gonna lie. Am așa un derby intern. Că Randuinul e insane aici, dar... Bă, și Randuin și Frozen Heart, cum ar fi? Nu, că e prost, nu? Da, e prost. Că ai double rock solid, e prost. Dacă telepor faci challenger la 720, 730. Ai
Bă, mi-a plecat. Ha? We're eating this so hard, man. Bă, ceva nu merge, mă, la campionul meu, nu știu cum să o explic. Na, mana, înnebunesc. Am făcut kill? Am făcut kill pe Nautilus, puteam să fug. Mai bă, a, stau mai bine. Sunt foarte obosit, îmi pare rău, chat. Sunt extrem de obosit. Am nevoie de mana? Sau nu? Am blue buff de la echipă. De ce ne dă end Trindamere? Din suport de mestre am 90% win rate pe Rengar. Real. Bă, Frozen Heart e prost să mi-l fac eu. Adică nu e neapărat groaznic. Bă... Hai că mă bagă în ei și să zici că nu-i prost. Cum dracu ești obosit după ce ai hibernat acum până în pâlă, mă, 20 de ore? Am dormit 16 ore, acum mai mult de 24 de ore. Nu înțeleg exact. Pare rău. Ce dracu a pățit și Diana asta? Bun. Bă, e bine. Ne dau end, băiți. A, și Shyvana ne dă end. Toată lumea ne dă end, ok. Tare. Cățeala să faci challenger pe une? 3 zile. Aproximativ 3 zile. La propriu. Mente, e dif. Încerc de jumătate de an să ies din Emerald. Bă, eu ți-am zis, îți trebuie doar o strălucire. Tu ești de fapt jucător de Master, doar că te țin băieții în Emerald. Real. S-a dus al meu la Baron și stă și se uită la el. Uite, asta e o greșeală de player de Master cu 0 IQ. Băiatul ăsta, dacă îi dai în Emerald, nu o să mai iasă niciodată din Emerald. Dacă îl pui într-o echipă de Emerald, ăsta nu o să-ți iasă absolut niciodată din Emerald vreodată. În modul în care joacă. Vezi, din asta e diferența. Nu prea ai cum să... Știi? Nu știu ce vrea asta cu Nautilus. A luat multa pe 3. Ia știu pe ăsta, mă. Mamă, ce flash a dat. A vrut să mă omoare. A auzit la el? A vrut să mă omoare pe mine. Aoleu, culcat. Bă, HP-ul ăsta nu știu ce face acolo, dar îl mai ținem puțin. Vrule, degeaba joc bine dacă mă trage echipa în sate? Păi exact asta am zis. Probabil tu joci bine, dacă... Bine, acum, nu, ți-am zis. Ești acum, urse. Este diferența asta, poate joci bine sau poate ești tu partea care nu joacă bine. Depinde, uite, dacă îți dă cineva acum un cont de Master, poate rămâi în Master. De asta am zis, doar îți trebuie strălucirea aia cât să intri în Master. Liandris, bă, ar fi foarte bun, dar mă duc Zonia, cred că. De ce playerii de diamant plus stau mai prost decât pe cei low elo? Bă, nu știu, playerii de low elo sunt doar proști, gen... În general. Pare rău. Playerii din Emerald Plus sau Ego se cred bun la joc și atunci cred că își permit să facă flame.
Dar și playerii de bronz tot același lucru fac. Își dau flame unul la altul. Bă, sunteți toți bronz cu un motiv, adică nu că jucați unul mai bine ca altul. Măcar o zici mai frumos, nu că sunt proști. Bă, îmi pare rău, bă, am mai discutat chestia asta. Deci chiar îmi pare rău pentru cine se simte afectat de cuvintele mele, da? Playerii în general de divizii mici nu prea sunt divizie mare nici pe gândire, așa în viața reală de zi cu zi. Așa am ajuns la un studiu din ăsta de caz, nu știu cum să vă zic. Am murit să-mi bau pula. Ce bole am pe creier. Cum mă bate vreodată? Ah. Nu sunt singur open. Ah. What the fuck? My bad, I guess. Nu mă uitam efectiv. I-am văzut mai mult flame în emerald plus decât în silver. Da, pentru că în silver sunt prea proști oamenii. Îmi pare rău, îmi pare rău pentru cine e silver. Dacă vă simțiți, bă, e un col de trezire, ar trebui să vă simți. Dacă vă simțiți, înseamnă că vă simțiți bine. Dacă nu, atunci e foarte ok dacă nu vă simțiți. Foarte bine, ignorați pur și simplu mesajul. Dar playerii de silver sunt mult prea proști ca să facă flame fără să-și ia ban. Eu zic că... Ce morți mei s-au auzit, mă? Eh? Ah, Smolder, quadra kill. Ok, eu zic că undeva la 80% din playerii de silver au chatter sect. Să-mi bag pula dacă nu. Ok, să-mi bag pula dacă n-au 80% din playerii de silver chatter sect. Sunt prea proști să nu scrie cuvinte handicapate în chat, să-și ia ban. Facts! Cine s-a simțit, s-a simțit. Cine are ban, s-a simțit. Cine are chat restic s-a simțit. Aia din emerald îți dau așa că you low, elo, you nu știu ce. Știi? Eu nu zic că am zis ceva de rău, adică nu aveți pe ce să vă supărați. Adică știți și voi că sunteți proști dacă v-ați luat ban, că ați scris într-un joc pe chat. Nu ziceți mie că da, mă, că trebuia să-i scriu lui ăla, că mi-a jucat prost. Sunteți bronz toți, lasă-o dracu, că nu jucați unul mai bine ca altul. Adică, poate joci tu mai bine ca restul, da? Aici chiar așa, nu. Bă, sper că nu se supără nimeni pe mine, că vă dau niște sfaturi din toată inima aici, să fie de, numai de bine. Ia uite, am mai câștigat și noi un meci. Sanchi. Hei, eu nu sunt bronz, de ce generalizez? Bă, am zis pentru cine se simte. De Q că aștept? Bă, lasă-mă, bă, Bogdane, bă. The Q is hidden, you cannot see. You cannot gank me. Dar de fapt mă vezi în friend list. Hai, bloc. Da, mă, să mă uit la meciul tău, dar pe eu vezi, bă, Ursu Gamer-ul, că... Cred că știu eu cum te cheamă pe tine, pe eu vezi. Bă, maximal, ce ai pățit, mă, viața mea? Uite, dacă vrei, poți să comentezi prin link-ul din descriere de acum încolo. Adevărat, mi se pare că mi s-au îngălbenit dinții. De obicei am dinții foarte albi. Nu știu dacă e de la câte chestii v-am băgat acum. Da, am băgat o grămadă de căcaturi, gen poate de la aia. Mi s-au pătat dinții puțin. Nu, no, dar chiar par foarte slab când îmi atârnă tricou așa, gen. Chiar pare incredibil de slab, dar gen e de la tricou, frate, uite că dacă îmi pun așa arăt puțin mai uman. Ia uite, pac, pac. Pac, palmă, șpam. Păstă cap. Te-ai tuns? Nu. Am încercat o altă chestie. Am încercat o altă chestie pentru astăzi, ignorând chestia din spate. Am încercat să mă dau cu
gel din ăla. Și gen, bă, nu că e groaznic, dar îmi face părul foarte să pară umed, gen. Nu știu dacă e neapărat nice sau nu. Dacă am două iubite, cum fac să fie prietene fără să afle de situație? Ești mai prost, frate. Cum s-a părut? Real. Wow, mergi. Da, nu cred că gelul ăla e cea mai bună idee. Vezi că este ceară. E ceară, gen. E ceara aia de la... De la ăia. Ăia popular, dracu știe, de folosește toată lumea. Sau nu știu ce e. Sau apul ăla, că știu ce e. Ești începem să leg cutura, cred că. Mr. Iban. Oh no. Ăla de la Gatobi. Păi și acum joci numai Halo pentru partener Riot. Bă, okay. Să fie par? Ah. Să fie par Akali când? Bă, parcă mi-ai donat să mă joc Akali, nu? Sau? Nu, mi-ai donat doar 4 euro. Nu pot să-ți dau Akali de pe main account la 4 euro. E cam troll. Uite că-ți țin minte și donația aia de atunci. Că știu că mi-ai donat odată la final de live, parcă. Dar e cam troll să mă joc pe main account. Alți youtuberi fac challenge-uri de genul la 20 de euro. Și le merge. M-am urât meci să-mi va pula. Mamă, nu-mi place deloc. Absolut deloc. Nu o să-mi spun pe mâini că m-am lipit cu din astea pe creier. De pe cap. Mamă, cât de obosit îți coaie. Efectiv, îmi cedează gen corpul. Nu știu cum să vă explic. Mie e greu să fac orice în momentul de față. Ai. Challenger, doamne, că cred că adorm pe mine. Efectiv, nebunesc.
M-a jucat atât de greșit. What the fuck am I doing? Bă, dar Fury nu mai face ce face. Minions has spawned. Mă duc la magazin. Hai că de obicei cam atât îi pun. Ia. Când pui episod nou, bă, mâine încerc, mâine ar trebui. E cu efect mat. Stai, m-auzi? Salut, Teme Fury. Da, zi. Nu, vana asta, ce mai faci? Care e procesul? În ce stadiu ești? În duș m-am îmbrăcat. Am făcut duș, m-am îmbrăcat. A, încă nu te-ai dus. Acum am luat șosetele? Nu, păi, pana mea, ce, nu te... Te treci din pat și te pui la pe zi? Da. A. Asta-i făcut până acum. Nu. Nu îmi fac duș cu madrezări. Ce? Mereu îmi fac duș cu madrezări. Da? Prima dată când sar direct la PC e când trebuie neapărat să filmăm sau ceva gen, știi? Că na, că dacă trebuie neapărat să filmăm... Am înțeles. Dai seama că vin repede, nu? Nu știu. Stai așa, așa. Adică da, tu... Da, are sens. Tu ce faci? Mă joc solo queue, frate. Da, ce s-a întâmplat în acel solo queue? Pare că... Pare că e gata, e sfârșitul lumii. Pare că azi e ultima zi pe om. Adică? Te învoce, te simt că azi e ultima zi. Te a, nu, că... sunt, bă, crezi, păi sunt pe 3 ore de somn după... Păi și eu. Gen, sunt... Eu sunt cu pastii. Ce? Mă rog. Ah. No, nimic. Te-a trimis și ție? Pachet? am primit pachet. Am primit pachet, așa am făcut pachetul. Mi-am primit pachet. Acum am lucrat 4 mașini în curte și niciodată merge. Dar de ce s-a făcut meme din chestia aia, mă, că n-am înțeles? Dar prima dată a început de la altceva, gen, meme-ul ăla. Bro, nu, de la ăla e, de la omul ăla. Păi nu, dar prima dată... Era gen... Asta zic, a început de la altceva, gen, a început de la... Da, el făcea un alt fel de TikTok și a strigat atunci, din timp ce mânca cu oliva aia, am primit pachet. Da, pe ideea e că omul e... Ciocul de ăsta, gen. Adică ciocul era din groapă, gen, știi? A, da. Și... Da, adică de-i duce el pe ultimul drum și chestii. Așa. Și omul e... Bă, îți dai seama, gen, îți dai seama în atâtea mormântări și chestii, dacă tu... asta e treaba ta daily, da? Dacă asta e treaba ta. Să te duci să iei morți. Asta da? Cum e fulaș pe care pare... e, mă? Continui? Continuă. Nu mai se pare atât de, gen, nu știu... nașpa sau trist sau greșit, gen să, nu știu, să fii normal la o mormântare sau ceva, gen, știi? Că, trebuie să văd, dacă tu asta vezi în fiecare zi, știi ce zic? Păi e normal și el e de ăsta, gen, făcea, nu știu, TikTok-ul, dar în timp ce era foarte degajat și normal, ai văzut cum e toată lumea la mormântări, așa? Na, îți dai seama, e mort ăla, gen, știi? Bă, hai, frate, ar trebui să te bucuri, nu știu, e gen... Nu-i, dacă e supărat, nu o să-l învii înapoi, nu știu cum să zic, adică nu te bucur pentru moartea lui, da? Da, bro, ferească Dumnezeu să stai lângă coștiucul la vreun părinte, al tău, ce? Gen, și să zic să vină unul, să vină eu după aia, să zic. Bine, mă, dar nu să râd, nu asta m-am referit, mă, mâncați, nu în sensul ăla, las-o așa. Dar nu știu, pe atunci explică-mi. Nu, mă, lasă, am zis-o și prost, lasă așa. Da, că am înțeles, nu, mă, fii, mă, fericit că s-a dus, mă. Să-ți vină să-ți vină, s-a murit și ăsta, hă? Să-i zici, lasă-mă că-n două trebuie să te întâlnești după el. Păi zici că n-am stat. Lasă, bă, bunii, străbunii, la față. Mă refer fix. Părinți, clip cu Corky și pune titlul ăsta, mi-a dat pachet. Mulțumesc de idee. Da, nu vorbea cu mine? Bă, nu, dar tot trebuie să facem video ăla cu Tecmai Firmi, a furat 2000 de euro. Nu, no, e prost. Bă... Nu, e prost pentru că lumea chiar, adică gen nume. Oia! Oia mulți! Oia du-du-du-du-du! Aia, gen, o să fie pe ăla, să fie la modul, bă, hă? Ce paru?
Nu. Păi explicăm în clip, nu? Nu, sunt proști. Gen, singurul lucru de la... Oh my god! Ce? Aoleu, lua-mi aș familia să-mi o iau, hop! Am zis că singurul lucru de la am sfânt vreodată la mine e faptul că n-am dat niciodată prățeapă. Și mereu am fost corect. Ah, ok. Scuze. Și trebuie să rămână imaginea așa. Ah, da. Până îi dau la unul ceva tun. Tu n-ai idee ce fel play am făcut aici în timp ce îmi vorbeai tu de țepele tale de l-ai dat. Ce-o sugeai, vrea? Ai înțeles, băi, negru. Ia, 2 secunde vorbă. Le-am închis să plătesc. Ce plătește, mă, băiatul ăsta? Că acum am zis că mi-a ieșit din duș. Ce plătește el? Ce a zis? Stai puțin. Ce a zis înainte să iasă? Stai. Mă, stai puțin. Stai, ce a zis? Stai puțin. Stai, n-am auzit. Ce a zis Tengai Fury? Că mi s-a părut mie acum cu coada urechii că mă zic ceva. Vrei să zic pe română sau pe engleză? Bă, da, echipa mea unde s-a dus? Să-mi bag pula! Unde v-ați dus, coaie? Coaie, unde s-au dus ai mei? Erau 4. Cum s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Era 4 pe topside. Dacă ați ști ce s-au vorbit, dacă ați ști ce s-a vorbit la meciurile astea de flex, ți-ai de capul vostru. Bă, voi n-aveți idee ce... ce... ce s-a născut. A uitat că ești live? Bă... nu mai zic nimic. Nu, n-aveți idee ce s-a convorbit la meciurile astea de flex. Deci cred că vă arăt un meme de s-a fabricat la meciurile astea de flex. A, nu pot să vi-l arăt, mă, că e scris cu... Na... Nu, că trebuie să vă arăt, măcar, mă, pot să arăt așa ceva. Pauză? Da. Și îmi place mie să merg în afumat, să nu pot să plătești cu cardul. Vezi ce am scris puțin. Ah, mai imediat, 2 secunde, te rog. Ce ai zis? Da. Nu, refuz. Ba da, n-ai de să ieși. Nu te cred. Nu te cred. Real cu aia. Mi-a luat vreo câteva secunde să procesez. What? Eu n-am realizat! Mamă, nu-i bine! Bine, e ok la mine, dar gen, nu-i bine! Că n-am realizat! A zis, mă, nimic te-ai mai feri, nu mai fiți corcotaș. Nu mai fiți corcodușe. Ia, ce-am zis, chat? Aron, te-ai mai feri pe refolut, ia dați-mi un mesaj, ce-am zis? Vrei ceva de la magazin, frate? Sticlă de pumni. Ce? O doză de pumni. Nu a zis nimic, bă, păi ia să zic, nu a zis nimic, te-ai mai fi. Da, mă, calmați-vă.
Mi-a zis, sunteți cam dulci. Bă, am întrebat ce ai zis și eu zis ursul, bă, vrei să zic pe română sau pe engleză? Da, bă, dar sincer, dintre toți, la mine e cel mai ok. Bă, las-o, bă, dracu. Bă, ce-i ce mă, ești cam dulce, nu crezi? Nu mai, oprește, că nu-ți stă bine. Păi nu, acum am fugit la Caterinca, dar atunci nu știu ce s-a întâmplat exact. Nu, mai, nu m-am regăsit. Nu mi se pare amuzant. Da, pe, nici mie nu mi se pare amuzant și nu a trebuit să fiu judecat pentru acele cuvinte, deoarece cel mai probabil am avut o ușoară deviere a de, septumului. Nu, frate, de disco sociale gonto-bobuloală de asta, în care eram aproape de un preinfart și au ieșit cuvinte la întâmplare pe gura care mea. Care nu sunt în vocabularul tău. Exact, exact, tot felul de cuvinte combinate și nu a trebuit să râdeți așa ceva, a trebuit să mă ajutați să-mi caut ajutor pe primul link din descriere și de la unul și de la mine. Nu contează oriunde bani ajung la fel în șaorma. Bă, seara, hai cu luzul ăsta cu win-ul. Ce? Hai cu luzul ăsta cu win-ul. Bă, mamă, stai puțin. Eu, bă, frățiorul, să dea Dumnezeu sănătate. Sper că bei pentru cineva de treabă. Bă, am ultimii milogi pe top. Bă, ultimii milogi, bă. Bă, am în doi, bă. Bă, mai bine lumea să moară că mi-e îmi iau un Newmark de ăla la bombiță de aia periculoasă? Da. Na, tu nu știi. Vreau să zic că îmi iau un Newmark de ăla de drojdieri. Bine, stai să două secunde că intru imediat ca să plătesc cu telefon. Că avem aici. Stai, atenți la play-ul ăsta, chat. What? Ah, se duce în topside, am bol. Sunt eu pe top, frate? Da, cred că n-au ăia mai multe boli decât au avut. Bă, n-au mai zic nic. Chat, vă arăt o poză dacă vreți din ce s-a realizat la Flex. Am voie să-l arăt pe băiatul cu mustață pe live, chat. Am voie să arăt faimosul pictor pe live. Ce bine joc să-mi bat pula. Coai, am 9-1, zbor. Am prins Chiana un match cu aia și zbor prin ei. Doamne ferește. Da, 8-1 Kled is not helping. Și nici faptul că Smolder-a meu cu 6-1 a murit. Și nici faptul că Malphite-a meu tocmai sus pe bot și a murit iar. A, nici măcar nu se mai duce top. I-a lăsat open top la băiatul ăla. N-are ulta asta. Bună ultă, Kim. Nu mai zic nimic. Această ultimată. Enemy killing spree.
Pică topul? Păi nu știu ce să fac. Nu știu, să ne băgăm aici pe clicine de tower dive. Hello mate. Salutare, Cle Dynamic 9-1, stând numai pe top AFK. Și eu alerg pe toată mapa și abia îl trec la killuri. Ce mai bun Cle de român? Ce? Ce mai bun Cle de român? Bă, nu știu, mi-a dat snipe și meciul trecut și meciul ăsta, poate e român. Eu nu știu. Ah, ok, deci chiar e român. Nu știu. Vreau mult clip cu mine. Păi, ăștia care mai dat snipe-ul noroși? Nu s-a apărat niciodată, Chris. Te-ai auzit bine. Fără o sutică pe dreapta, niciodată. Nu poate să fie mai bun, dacă n-am zis o clip cu voi, nu sunteți. Nu te auzi, te-ai înferit, degeaba vorbești, efectiv. Umelia, două secunde. Am zis că ăștia care mai dat snipe-ul noroși, fără sutica, nu mai face clip. Și o să ziceți după aia că nu vă pasă, că oricum sunteți buni? Dacă nu scoate o clip cu unul, nu e bun, gen. Zici că vorbește din donații Fury? Da, la un grop a banii. Mă scuzați, nu prea v-am omul! Da, mi-am luat și eu un Kinder Bueno de ăsta. Și cât am luat pe un Kinder Bueno ăsta la benzinărie? Vreo 9 lei. 11 lei mâncați, ești groapta, zici că l-am plătit pe ăla să-l facă special pentru mine, că era fabrica goală, s-a oprit în producție și a zis, băi! Vrea Dani, n-a fumat un Kinder, aia, dă-mă 11 lei de bun. Păi până pornim mașinile... Băi, că s-a deranjat special pentru mine. Ce? Până pornim toate mașinăriile, toate alea. Păi da, curentul, alea. Asta n-are voie să trăiască aici. Aoleu. Opa. Dezastru, Da, e dezastru pe Rista, da, mă, să-i depe după 6 ani, să te îngroape mai curând în pula mea de... Mormoloc, coaie, uite-te la el. Mai bine fac hipoglicemie? Bun. Hipofimoza aia. De care Kinder? Tivi Șoreana sau nu? Eu am? Ce? Ce ai zis băiatul ăla? Kinder Timișoreana sau nu? Nu mă, nu mi-am luat eu, nu mi-am băut, ce ai zis? Am o secă de Pepsi și o secă de Sprite. Eu nu beau vere, nu-s beții, what the fuck. Dar astăzi bag două sticle de vin în 5 de asta pentru flex. Doar așa că e idee. Și o să zic, deci fiți atenți, ăștia care sunteți aici probabil o să, na, fi și pe lemn. O să fac numai de-alea, o luși intenționat. Ce bun sunt că am intrat Challenger, e solo duo. Mamă, să-i văd pe aia cum fac spume la gură cu aia acolo pe chat. Păi la mine mi-ai zis până acum că e numai flex pe live. Nu, e solo duo, gen flex la modul, gen alias flex, gen ne flexăm cu el, gen. Ok. Păi rancul la flex e ca să te dai mare, dă-te pula mea, adică de aia e și numele. Normal. Dă-te mare, rob. Dă-te. Papuci, Gucci. Ce-a făcut, mă, să moară familia mea? Bă, eu sunt pe cale să mor, adică gen... Nu mai am mult de dus. Mă auzi, adică nu trebuie să zic. Da. Cred că mă culc și mă trezesc să văd challenge-ul și mă culc înapoi după aia. Da, eu stau, beau mâini de bun. Deci fii atent, tu cum s-a vorbit pe aici, pe live, pentru că te-am auzit, da? Așa. Să ne zică, sorry, dar nu știu. Bă, îmi pare rău, uite, nu știu, așa, ok, da, ține. Tu mi-a adus Fury, bă, te-ai îmbătat pe live, că când ai dat challenge-ul. Îi dau cu stiga în cap. Aici mă jur pe copilul meu! Bă, ameninți rioterii. Nu este adevărat. Nu este rioter.
mai auzi, Sorine, că te uiți la live-ul. Păi vezi că nu e bine să arăți alcoolul pe live. Păi dar nu arăt pe live, poate? A, păi atunci nu mai zic că bei. Păi nu, dar uita mă, e ca și cum ai zice că, nu știu, te droghezi, dar fără să o se vadă pe live. Am un pahar și te vezi acolo, ce, că e așa el puțin roze, sucul, aia e. Vezi, știu că e Pepsi nou, nu? Așa, nu trebuie să te lauzi că te înveți. A. Păi nu, că trebuie să zici și la ceilalți oameni, ca să bezi cu tine. A, nu, păi e Apple Lux, mă, așa folosești de acum încolo. Apple Lux? Da, nu știi mimul cu aia? Nu. Mamă. Chiar nu știu. Mamă. De Revelion, mi-am pus eu eticheta pe jean și pe V33. Oh. Cu Apple Lux și Apple Lux Plus sau ce dracu am mai pus chat. Ce bine joacă ăștia de la mine, merită îngropați. Ah, sunt. Poți să-i îngrop că morți sunt deja pe joc. Aduceți o ambulanță, dar nu pentru mine. Bă, sunt morți, coaie. Mamă, coaie, deci am prins Chiana. Bă, Fiori, e primul meu meci de Chiana, cred că din ultimele 20 de meciuri. Am imediat 20 de kill-uri, mă joc singur. Get the fucking life, Chiana. No, bine, am jucat bine și sunt pedepsit. Ahria mea de la 0.5 are 8.5. Bine. Deci trebuie să fii prost la lor să ai o viață. Ia, bro. Nu, dar e supărat că-l tot omor pe el. Că efectiv intră în mine cu soraca. Gen, e... Bă, dar ăsta cum altfel efectiv tocmai dat TP random din ei. Mă, ce... E Wintrade, nu, no, deci e Wintrade 100%. Cu aia n-are cum. Gen, e 100% Wintrade cu aia. Hai, mă, las-o! Na, dar e 100% win trading ăsta cu Malphite. Ăla cu Kane la fel, cu aia are 0-10, dă-te în pula mea. A, nu, unul era apă și celălalt era apă lux, mă. Așa, Gino era apă lux și V33 era apă. Ai auzit? Vezi că au stat să scriu și invers, de se vadă la cameră cum ar trebui. E? Da, mai stăm și noi mult în Grandmaster, că vreau și eu challenger-ul. Adevărat. Două secunde, chat, că o să vorbesc puțin, îmi pare rău. Adică chiar v-am luat prin surprindere, chiar îmi pare rău. Dar trebuie să repar camera. Dacă erați cumva pe telefon în pat, chiar îmi pare rău, bă. Tu mai vii acasă, mă, ce faci? Acu, aproape așa. Ei, sunt cheamă. Bun, mă bucur că am pierdut meci. Nu știu că era win trading Malphite. Hey! Ajuns. Hey, m-am dus să tai un copac. Hey, m-am dus să tai un copac. A ajuns midlanerul meu de la 0.5 la 12.5. El mai bun, tu mai slab. Ia vedeți ce meci ăsta chat. Păreri? Păreri meci. Cine l-a? El mai bun. Da, mă, normal că el mai bun, dar pot să intru și eu... Nu știu.
Hai și tu acasă, viața mea, că... Da, uite acum încă pe poartă. Ia 10 euro donat și dau un picior fix în farul oroș. Bă... Te-a zis! La 100 am intrat cu mașina mea în al lui. Praful fac. Bine, una din cele trei, ca idee, donați că n-avem bani. Joacă cu Irelia, please. Bă, la 20 de euro, mă joc ce vrei tu, viață. Da, bă, mai repede, ca să știu dacă intru în casă sau nu. Dă ceva 10 coco pentru geam. Eu nici măcar nu glumesc, e fericit să-mi lângă mașină. Hai, dau un picior, mă. Mă, dau un pumn la un far, dar nu stare, dar nu stare caroseria, am spus. N-ai mai pornit mașina, da? Bă, nici ea nu vrea să mai pornească, băiat, tu vrea să moară din ce. Bă, am înțeles că pornește bine, nu... Da, nu, e ok. Ea vrea să moară liniște și nu o lași, nu mai trage de aia atâta. Lasă, bă, să se ducă, lui. I-a venit vreo. Ia zi, după 24 de ani. Să o mai joc un meci cu aia. Da? Hmm? Să o mai joc un meci. Eu faci do your do, gen. Take into povesti, doamne. Mersi de sub, viață. Nu prea vreau să mă mai ofticați așa, chat. Ce? Nu prea vrea ce tu să mă mai oftici așa. Adică? Doamne, zici și ei. Doar așa, for fun, gen, adică nu că n-am avea voie, doamne ferește. Așa, la marele și tu. Cum ar veni? Oh. Gen, da. Catrinca. Mai doamne 10 euro, mai aruncă golul și pisica pe geam. Așa. Sunt bolnav, maxim nu mai pot. Definitiv. Vă aduc amintea cineva când stau așa chat? Cum, așa? După meci s-a închizi, ca să știu cum faci astea. Da, viață. Păi, dar mai stai? Stai, tu mai stai? Nu cred că mai stau, nu știu ce fac. Văd eu, nu știu, nu știu dacă mai pot stau o oră sau mor, nu știu, văd eu. Ok, bine, stai așa. Deci mi s-a făcut camera galbenă. Aș face direct pe canalul mare, așa, for fun. Da. Ce aici? Fă, frate, pe fiecare canal câte puțin. Da, ok, bine, nu fac. Nu știu, fă dacă vrei. Ești foarte rău. Păi, nu știu, dacă tu consideri că e o idee bună, fă. Yo, man, you are so mean, știi? O să fac și pe ambele canale, că nu-i de parcă este vreun canal care e offline în momentul de față. Zic și eu, om așa. Nu aveți ce faci. Pare că mai e 10-15 la viață. Mult. Bă, e cam cât telefonul meu, vreo 8%. M-a secat, bă, challenger-ul ăsta, bă, Fury. Of. A? M-a secat challenger-ul, frate, a fost prea greu. Da. Am furut farmul la metine. Ok, man. Ok, we got some title. Adică tu doar ziceai, la gen... Ziceai la pulă, pretty much. Ce? Că jucai metin, dar... Adică, gen, tu ziceai ca să pare interesant, dar, gen, era mai tiltant pentru mine. Să-mi zici că te joci și că nu te concentrezi la meci. Nu, dar eu chiar mă concentram, gen, dacă ai văzut. Păi... Adică doar în momentele mai dăm un click. Da. Unul cât de când. Mă joc cu Irelia până la 4 dimineața să fac level 7. Doamnește viață.
Bă, Irelia chiar m-a jucat, bă, mi-a dat un chef băiatul ăsta acum să mă joc cu Irelia, bă. Mi-a zis, joacă Irelia, mă joc cu Irelia. Bă, Irelia sau Kart, sau Yasuo, cred că mă joc. Păi tu ai, ai, mai ai încă meciul, mai ai ce? Hm? Ce? Tu încă mai joci acum? Da, mai joc un meci. Ah, ok, bun. Să știu și eu aici ce... Cum pun astea. Ai și tu vreo de-aia cu Challenger Promote? Da. Poftim. Acum că scrie Ololoș. E, oricum te chema Ololoș. Nu, e whatever. Oricum te chema Ololoș, adică... E whatever, bro. Păi nu zic aici. Bine, mă. Ba, da. BGX. Bugatti X-Drive. Să spunem 18 martie. Până la 12 și 10 e gata, cred, nu? Sau? Mai mult. Da. Trebuie să swap? Deci. Hmm? Nu știu. Dați un swap. No problem, bro. I first time Irelia for you. Yeah, man. Nu știu, pare foarte frumos porcelain Irelia ăsta. Bă, Cristi. Zi-mi și eu cum se joacă Irelia asta. Vrei să faci coach? Frate, cum se joacă Irelia? Frate. Christ. Christian. N-a vrut să-i dea ăștia de la Riot lui Cristi Emo, tu Challenger. Dar nici nouă n-o să vrea. Nu, nici nouă? În Silas. Okay. Dacă bagă clipul 2 cu Repower Free. O, puținele zici. Bă, sună bine. Da, mai merite să ții puținele, că la level 9 elixirul e chiar pointless, mi se pare, nu? Sau? Da, bă, la D și HP, bă. Nu știu care HP. HP-ul, cred că primul. Dacă ți-i double up D, cred că ți-i HP pentru lane instant, ca să câștigi lane-ul. Adică make sense, dacă să ții... Al treilea. Bă, ăla de... Ma... Că nu și-a schimbat aici, o luași 15 rune în 2 secunde. Cam tăcut. Necăzit sau supărat? Încerc să mă uit dacă mi s-au pus biscuiții. S-au pus o pull am futures market pe Irelia. Aha, l-am prins. Ar fi scăpat bazma curată dacă nu eram eu. Vrei să zic pe live? Ce? Da, zic, că gen până la zic eu. Aha, l-am prins. Băi, am dat moda, să știi și voi de la mine. Eu cu Roloș am dat moda. Zombilo este pe pic la flex. Mi-a apărut aici. Ce? Toată lumea, majoritatea oamenilor de la mine din listă, majoritatea românilor sunt pe pic la flex. Deci ei mai aud vreodată toată viața vițișoara lor se deschide gurița aia. Nu prea n-o să-i strată. Da, Cristi, dar nu am biscuiți, vreau să zic. Lasă, bă, că te-ai îngrășit de la ei. Am futures market cu aia. Ce dracu îmi cumpăr, bă? Ai trebuit de un viitor, nu? Nu e atât de grav. Bă, e destul de grav să nu am biscuiți. Băi, e destul de grav să nu am biscuiți, cam zero mana.
Exact. Da, poți să vii pe Discord, Cristi. Asta vreau să zic, de ce nu le iei pe Cristi pe Discord? Da, văd că tocmai l-o chema și... și ursul. Ursul gamerul. Wow, este un 9-11 pe Discord. Pe Discord și tu. Mai Discord chem. Flex Challenger solo queue pauză? Nu, solo queue pe live, nu pauză. Pe live, dar, na, e solo queue cum e, e... Nu sunt oameni de treabă, bă, aia e problema cu planeta asta, mă. Știi ce zic? De boner masterii. Asta e skin-ul, dar l-am visat. Ce? Debonair Mastery. Eu îmi fac de acum profil așa frumos. În sfârșit îți activez border-ul și tu. E față de a bounce. Bă, Cristi, dacă știu eu, nu știu ce e la bounce. Bă, să moară familia dacă știu ce e la bounce. Tu l-am a boomerang. How, how? Nu știu, lor își pare că îi fac glume, dar nu e amuzant. Nu e amuzat. Real, bă, Cristi, nu știu. Nu, nu înțeleg ce ar trebui să fac aici. Am intrat, nu știu ce am făcut. Dar nu știu exact cum să-ți explic ce am făcut aici, că știu că nu am făcut bine, dar gen nu pot să-ți explic exact de ce nu am vrut să joc acolo bine, că pur și simplu n-am vrut să joc mai bine. Drink to gain 5 turn damage on hit against minions for 60 seconds. Păi, da, mă, puteam să joc de 4000 de ori mai bine, dar nu am vrut, nu știu exact, nu mi s-a mișcat mâna, nu știu exact, nu pot să vă spun, asta zic. Știu și eu că puteam să fac mai multe. Și eu, da, nu. Am crezut că l-am dat o singură dată, vrei să te mint? Apare l-am dat de două ori. Poți să mor de 10 ori același campion, iauzi. Știi că știi. Dar cum îmi dă out damage în halul ăsta, gen? Gen îmi dă one shot, nu știu. Și acum o să-și facă mai mult heal decât mine și o să mor. Gen ce fac aici? Că nu am cum să bat vreodată în 1000 de ani, o să-mi iau doar cannon, nu? Dar gen... Nici nu l-am lăsat, îmi bag pula în... Bă, nu mai vorbi, bă! Irelia vs Silas e foarte greu, nu știu că e efectiv, am stat în W și mi-a dat un one-shot din nimic. Și apoi, dacă e sub jumătate de viață, oricum mă bate în ultimul hal. E greu acum? Nu, nu știu, pare stupid. După faza aia, băi, n-are nimic în plus, mă, ce dracu. E stupid. Efectiv, n-are nimic în plus în momentul de față. La level 6 primesc elixirul care îmi dă ce? AD? Dai doge la alea? Păi ar trebui să dau doge la alea, da, dar nu prea am dat, că am boli. Nu știu, am jucat atât de prost, mie scârbă, efectiv. Nici nu știu ce fac aici, că îmi pușează wave-ul în el. Face 6 înainte, mea. Mă bate cu propria ultă. Așa. Ia uite, mi-a dat un W. A jucat mai bine.
A, a făcut 6 hit. Bine. Prinzi. Un hit. Astea să ia tot wave-ul, iar bine. Să măcare, măcar. Bă, ăsta pe cartă îți pare ceva psihopat. Sincer pare puțin chinez. A murit iar, mă, dar... Nici nu dau one shot, crazy shit. Asta ce-mi dă? Adaptive Force, interesant. Ah, wow, nu s-a dat hit-ul, respect. Să dau numai W o dată și poate puteam să fug, nici nu știu. Pickaxe sau... Da, nici nu cred că mai contează ce mai fac meciul ăsta. Efectiv, e gen whatever, mi-au random. Bă, cam mult, nu mai am, n-am văzut în timp. Hai ca bate Akali. Ah, ba nu, e eroi ca el are runul Akali. Pai nu ma asteptam ca isi da flash. Daca nu avea flash era whatever. Ah, mă rog, aia da. Am mai făcut ăsta kill-up, dar nici măcar pe... Nici măcar pe mine la gank face pe top laner-ul meu kill, care vine pe mid. Păreri? Nici măcar nu știu ce fac aici. Iar ratez minion? Nu, o să prea obosit să mai joc. Ok, tare. Ce-a făcut băiatul ăsta? A venit să-mi ia wave-ul și apoi să plece? Sau ce? Whatever, bro. Be right back game, ah, spor. Tu ce mai faci, mai firi? Bine, mă uitam pe aici. Nu pare foarte... Ce? Nu pare ce? Nu, 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 sunt ok, dar mă uitam. Ok, mă, că pari eu, lasă, glumeam și eu. Dar chat-ul meu de ce nu mai zice nimeni, ești la flex sau la solo? Chat! La solo. Așa, bun, hai să vorbim ceva. Iar bag eu ceva și o să, toată lumea o să contrazică?
Bun, stai așa. Nu funcționează creierul cu aia, nu pot. Chat, ce ați face? Dacă ați merge la cabana la munte cu iubita voastră și vine ursul la voi, bro. Vine efectiv, stați afară, esteți afară, nu în cabană, afară, și vine ursul la voi. Tu ce ai face, Rus? Ai împinge-o, ai împinge-o pe ea să, și să fugi tu? Ce ai face? Ce să faci? Dacă ești la munte, doar tu și nevastă ta, și vine ursul. Păi de ce împingi pe ea? Ce? Să o ia pe ea ursul și tu să scapi. Nu cred că funcționează așa. Hai că eu zic la final ce aș face. E ursul la pumni? Da, păi, te bați ursul, ce are? Da. Unu pe unu cu ursul. Ziceți mă, pe bune, pe bune, pe bune, cum a scăpat în situația aia? Păi ești în cabană, ai zis. Mă, și ești la cabană la munte. Dar voi sunteți afară amândoi, gen, în momentul ăla. Acolo, fugi. La grătar, la un foișor, la ceva. Fugi înapoi înăuntru. Păi să zicem că dacă doar fugi drept înapoi, nu te prinde. Ceva trebuie să faci să scapi. Urli la el. Bă, răspuns corect, asta se face și eu. Dar nu, nu pe bune, asta trebuie să faci, gen. Să începi să urli și să dai de mâini, să faci ca ultimul terminal la el. Nu pe bune, gen. Păi știu că așa fac la pisicile mele, că vreau să plece dracu din cameră. Că e exact același lucru. Da, dacă faci multă gălăgie, se sperie. Hai mă, ricol și aia. Ca tine în coșmarul cu piticul? Păi nu, nu mângâi pe burtică pe asta. Ca te mângâie el... Mă scot din cămară. Bun. Și ai normal discuția unor prieteni de League of Legends? Da, am întrebat, eram... Na. Merge. Curios. Mamă, ce-a crezut că te bate la acolo? Și eu. Când a prins eu. Cam rog că-s eu. Da, v-ați gândit chat? Dacă fugi drept înapoi, nu te prinde. Nu au zis că te prinde, nu au zis că nu te prinde. Da, v-ați gândit, s-a gândit cineva vreodată și tu îl lăși. Cum o să fim noi ăștia toți de pe chat la 60-70 de ani? Că gen, în momentul de față, bunicii noștri n-au habar de ce se întâmplă pe tot internetul și în toată lumea. Părinții sunt așa și așa, acolo gen, unii mai au habar, alții nu prea, nu știu ce. Dar noi care toți care am trăit deja în era asta, cum vom fi? Vom fi la 70 de ani când suntem la pensie toți, da? În loc să... Ce pensie, mă, că ești YouTuber, mâncați-i să vă... Bă, eu vorbesc de toată lumea în general, da? Nu de noi special, noi doi. Așa. Vorbesc de toată lumea în general. Ești la pensie, nu știu ce, 70 de ani, să stai cu nepoții. Oare o să ne jucăm și atunci? Bine, voi, că eu nu cred că prin 30, da? What the fuck? Au schimbat Teo de Velcos, ce dracu așa rapid? What? A fost instant. Da, what a, da, 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 a fost rapid. Nu era bun, instant doar dacă îl dai lângă tine. What? Da, n-are niciun sens, e buguit, legit. Legit, cred că are hack ăla sau ceva. Că n-ai cum să dai eu așa instant. What? Dacă te mai duc ochii, probabil. Da, asta zic, gen... Nu, să zicem, bă, să zicem că da, vă duce, lăsați toate astea. Să zicem că vă duce, că sunteți ok, sunteți exact ca bunicii voștri de momentul ăsta. E ok, tot, da. Da? Asta zic, gen, voi vă dați seama, 60, uitați-vă la mine și la Mădălina, gen, care amândoi suntem gameri. Oare la 60 de ani ne jucăm cu nepotul, mă? Amândoi suntem gay. Da. Gen, de ce ne-ai dat reflex pe ăla? Mă gândeam că era și Jax oricum pe top. Da. Îți dai seama, la 60 de ani vă jucați amândoi împreună ca un cuplu, niște
No, orice joc o să fie atunci. Bă, nu știu, imaginează-ți că în momentul ăla s-au făcut telefoanele, no, și no, ei acum au alte, adică noi avem alte telefoane, gen, o să fie diferită tehnologia și gen, nu o să da, înțelegi da. Nici noi pe atunci. Păi nu, nu, da, da, gen, toți bunicii noștri vin într-un mediu comunist în care erai educat și efectiv programat în ghilimele să nu gândești tu pentru tine, să nu te intereseze chestii noi, știi ce zic? Adică noi acum o să fim deschiși la a învăța lucruri. Da. Trăim într-o lume nouă, nu știu. Da, nu știu, să fie foarte ciudat. Tu îți dai seama tu ca părinte după aia, știi, la 50 de ani, dar nu, nu știu, 40 să zicem, știi? Îți vezi băiatul, ce ai făcut când te duci la facultate, te-am văzut pe LOL online. Mamă, dalea, bă! Mamă, cât de greu o să fie la copiii noștri! Majoritatea din generația asta nu o să trecem de 50 la acest stil, dar nu înțeleg, care-i faza cu stilul nostru de viață? Da, mă, stilul nostru de viață, că ăștia care mâncau pietre au dus-o o zi, aveau un stil mai bun. Bro, fiecare epocă, generația a avut... Bă, noi cred că avem cel mai... Bă, imaginați-vă! Noi cred că avem cel mai mare life expectancy. Fii atent, imaginați-vă... Morții mă, zic cuvânt complicat. Că acum 70 de ani se fuma în avion! Voi realizați că era un hotbox de la 12 ore dacă zburai din Europa în America? Gen. Păi nu stăteai pe copiii pe lor, când nici tu nu ai... Eu l-am, bă, da, eu am pe mama pe Instagram, nu. Pe Facebook, mama gen, gen ca să vă imaginați. O luă știe și ăștia mei pe piață. Imaginați-vă că au fost toate competițiile aia, când am comentat eu la Digital, cu Sei, la toate astea, da? Ei, aici am făișor, au pus pe TV meciul, da? Tata și-a chemat toți tovarășii lui, mari, da? Oameni de afaceri și chestii și se uitau la meci, da? Și efectiv că la un meci de fotbal, bro. Le-a zis Mădălina doar cu cine să țină, știi? Și efectiv au învățat ei că ăia trebuie să-i bată pe ăia. Bă, și erau, hai bă, dă-i, bă, dă-i, m-am băgat. Bă, erau 1-1 la un meci de fotbal, aia mi se pare super tare. Mi-a trecut prin ultă cu aia, cu toți morții, mă, te nebunesc. Așa, revenim puțin la subiect, de la povestea de Tecmo Fury. Bă, nu înțeleg ce zici că mâncau ăia pietre și care nu erau cu prostii. Vrei să zici că mâncarea noastră are mai multe prostii decât pietre? Tocmai tu ai asta ai zis, să moară familia mea de mai zis. Nu știu, mă, nu știu, da, a fost ceva... Mă, nu tu, mă, ăsta de pășat, băiatul de pășat. A. Gen, bă, oamenii ăștia, oamenii din vremurile astea, bă, efectiv, ce mâncau, bă, părinții ăștia? Mâncau ultimele, bă, târâturi cu aia, la propriu. Da. Bă, nu-mi ziceți voi că mâncarea aia de atunci era mai sănătoasă. Nu cumva. Bă, mâncau legit târâturi, pământ, cu aia, gândași. Ce dracu mâncau ei noștri, mă? Ce-i, bă, unde? Hai, mă, nu chiar, dar zic și eu așa. Nu, dar într-adevăr, gen, păi, toată mâncarea efectiv... avea foarte multă grăsime, tot ce se putea, tot ce era comestibil. Nu erau procesate, bră. Exact, într-adevăr, n-aveau chimicale și chestii, dar luau efectiv, nu erau... Luau, nu știu, mărul plin de vierb și îl mâncau așa și aia era... Pe aia mâncat și eu așa când era mic. Exact, pe vremea aia. Și care e problema? Bă, aia nu, ești nebun, ce-i? Da, frate, copacii pietre mâncau. Asta cu Samira nu prea pasă de voi. Mi-a luat soraca. Ești cel mai sănătos, mărul plin de viermi? Da. Bă, eu nu știu ce are, mă, KFC-ul. Bă, nu o fi el cel mai bun, nu-l văd rău. Bine, de ceva rău aș vedea, nu știu, să zici. Gen dulciurile, chiar le văd ceva ca ceva rău. Gen, aia dacă ai mâncat zilnic e prost. Dar să mănânci KFC zilnic, e mai ok. Dacă ai mâncat câte un, nu știu, tort pe zi sau ceva căcat, nu știu ce exemplu, sau pancake căcat. Că dacă zic pancake e mai complicat la toată lumea, că toată lumea se gândește la altceva. Te-ai văzut ce conțin sosurile? Nu știu, frate, dacă vrei poți să vezi ce-mi conține sosul meu.
Al bucătarului, zic eu. Păi și la KFC e reprăjit în sosul ăla. Și acasă folosesc sosul, maică-mea folosește același, nu sos, același ulei timp de 2 săptămâni, dracu. Bă, două, dracu, mă. Bă, eu vă garantez că mâncarea de la... Hai, nu de la KFC, că de la KFC mai știm și noi că o mai scapă pe jos, o mai pun înapoi. Bă, dar la Mac, de exemplu, nici aia nu e cea mai cea, dar... Nu știu ce să mă duc, că nu știu ce papu să mă duc să mor. Mă duc așa. Bă, gen, e mult mai curată decât erau mâncărurile pe vremea alor noștri. Care au prins bine 70 de ani. Nu prindem noi 50 de ani, stați, nici că avem cel mai mare life expectancy. Paranteză, suntem așteptați să trăim cel mai mult dintre toate generațiile de până acum. Fac eu carnea, o spăl. Mă, tu ce faci, mă, speli carnea? Ce faci, îi faci o baie, mă? Mă, că ți-i să speli carnea? Mă, dă-o, dracu. Bă, bă. Îi faci un duș la bucata de carne, coaie. Dă-te în pula mea, eu nu cred. Wow, nu mi-a ajuns ăla, nu vine să cred. Nu mi-a ajuns Nu mi-a ajuns eu pe Velcos aici. Că numai el mi-a dat damage. Speli carnea. Băi, și cu ce ajută să speli carnea? Bă, întreb și eu. Am și o întrebare. Cu ce ajută să speli carnea? Poate suntem noi proști. Cu aia. Dar vreau să aflu. Eu spăl că mi-e silă să pun mâna pe sânge dacă mai are pe alții, să scape de mic. Așa. Ce s-a întâmplat, mă? Deci îți iei o bucată, hai să zicem, de pui, da? O ție iei, okay. Un piept de pui, da? Zi. Îl speli? Ce? Bucata deci de tu pui. Zici, tu zici dacă e un pui de la, nu congelat, gen la... Nu, la caserolă, gen, nu? La caserolă, da, congelat. La caserolă. Păi mereu când îmi scoți de acolo, da, normal că speli. Îl speli? Da. Ce speli de pe el? A? Ce speli de pe el? Bro, majoritatea că stau un ceva sărăcie de aia, văd că e... Aia da, aia da, da, da. E puțin lipicios și chestii, știi? Da, da, speli toată chestia aia după el. Aia da. Nu, da, omul meu îmi zicea gen în materie de, nu știu, mă rog, de gen... Microbi din astea, nu știu. Bă, nu știi. Bă, nu poți speli așa microbi. Mă gândeam... Aaa! Nu știu, mă gândeam că al meu îi mai face un dușuleț, să-l mai spală cu săpunul, îi dă cu buretele. Puțin pur. Dero. Da, mă, fac și eu glumă chat. Și oricum când o gătești la temperatura aia, cel mai probabil s-a dus dracu tot. Păi, ai ideea. Păi, dar îl speli și de ce are pe acolo, plânge. Da. Bun, hai să zicem, atunci, bun. Deci, mi-a zis că mâncarea, ăsta, că ăsta de la Mac. Bă,
eu la Mac în general știu că este numai hamburger. Adică, mă rog, mai mult hamburger decât altceva. Că este un pui în tot meniul ăla. Bun. Dacă îmi zice cineva că spală grilled meat-ul, acum mă pun pe cruce. What? A zic că ce? Green te referi direct la carnea green. De o pun ei acolo să o facă? Carnea aia direct congelată, bro. Carnea aia de direct congelată și e pregătită înainte, în prealabil. Bă, dacă spală cineva carnea de burger, bă, eu mă pun pe cruce. Dar nu spală, bro, alea sunt deja pregătite. Alea deja chifteaua, au fost așa. Curățate, spălate și așa mai departe și pregătite, erau direct congelate, le scoți și se decongelează direct acolo, gen. Ground meat, mă rog, minced meat, așa, căcat. Lăsați româna, mă, bărbarul ăla ești. Chifteaua aia, dracu, două bagi în burger. La, mă amuză vocea lui Fiuric când explică. Ce vocea, mă, când explic? Am trăit. Adevărat, vorba lui Răzvan. Ce să mai speri la aia, bro? N-ai văzut că carnea aia ține un an de zile de acolo, așa afară? Efectiv, pui burgerul și îl lași așa, acolo, la tine, pe birou. Pete un an, încă e bun. Dar nu ăla de la Mac, eu zic în general. Că a zis cineva că ăștia de la Mac nici nu cred că spală carne. Și eu mă gândeam, bă, ce carne să spele la Mac, mă? Asta mă gândeam. Deci mă gândeam profund cu aia. Ce carne să spele la Mac? Carne de pui dacă o speli și are salmonella, o dai prin toată... Vezi? Da, mai bine păstrezi contaminarea la tine în stomac. Păi nu că-l gătești. Ai stat mult să te gândești ce să ții. Da. Păi după speli și bucătăria. Și fac mă un chiuvetoling. Bă, eu chiar sunt microfob din ăla, gen spăl tot. Grav. Tu ești copil de plastelină să mor. Că stăteam și furam toate fructele cireșii și de-astea. Bă, când era câte un vierme de ăla, era perfect, era carne în plus. Mare cat. Bă, numai carne, cred că nu e. Ești microbist. Da. Ce mi-ești nebun? Ești bărbat, ce frică de un microb. Păi băieții ăștia spală carne, nu știu ce să zic. Nu eu sunt la care spală carnea, vă pup. Da, bro, dar poți să faci toxinfecție alimentară instant, gen dacă... Păi și ce, ți-e frică de o toxinfecție alimentară? Care poate să ducă la ulce sau gastrită? Pizdo. Poți să mai vorbești atât? Vai, cât de broken e velcro-ul ăsta, coaie, ce se întâmplă? Da, cartusul meu e pro player. Cartus pro player. Adevărat, când are mărul vierme, înseamnă că e bun, că dacă nu mai mânca viermele, corect? Rău. Se pune pe vase și vă mânci nele, păi cine spală vasele, what? Cringe. Mânci așa, până să dezintegrează farfuria. Asta e live 18 plus? 18 plus IQ maxim, că niciodată nu cred că. Bă, nu mai intrăm challenger. Da. Hai că da. Hai că da. Băi, ăștia au încercat să joace și mai mult pierd. De ce nu te culci? Păi ce idee bună, mă culc, hai. Bă, bă, mersi că v-ați uitat la live. Pa, pa, Gigi!
Bă, am murit. Ah, stai că nu merge așa. I just realized. Wow, am jucat. Și-am putut pe toți. Nu știu ce-am făcut. Ești champ. Nu știu, i-am putut pe toți cu Eddie, nimic. Să-l am până. Oi, oi, oi. Au zis că ești free kill și v-au dat win-ul. Nu știu, i-am bătut pe toți cu aia cumva. Nu știu ce-am făcut să-l apă. Ce mai terminam meciul deja? Tot cu aia, nu știu, s-am băgat 4 pe mine și am bătut. Nu știu ce s-a întâmplat. What? No way. Bun. Bun și noi. Soraka Adif, adevărat că mi-au dat două ulte globale. Au dat și Soraka să ne dea heal global și... Au dat și i-am luat și noi. Ce? Au dat și i-am luat și noi. Am dat numai noi, cred că. Ia vezi mă, că Jamira Cuisine asta vrea să ne ajungă alăpuri, bă. Cine mă? Jamira Cuisine asta. Dar parcă am jucat versus el. Nu. Cred. Dar uite câte meciuri au tot și cum se chine să joace la flex și noi suntem aici. Mi cu 80% win rate. Incredibil. Păreri ceva, jucăm și noi mai bine ca ei. Și majoritatea meciurilor de l-am pierdut, doar ne-am prostit noi. Te-ai băgat la niște Katarina, eu la niște numai... Adică gen, da, stai așa, gen... Da. Bă, cea, deci noi am trollat aici, că zici... Vreo 8 meciuri ne-am luat snipe și toată lumea auzea tot ce făceam coi, noi. Da, adevărat, coi, alea sunt pierdute la început, că ne-am luat snipe pe live. Bă, majoritatea sunt pierdute, jumate din meciurile astea sunt pierdute pe live. Da. Că legit noi am pierdut mai mult pe live decât am câștigat. Deci n-am câștigat pe live. Da. Dă puțin la istoricul meu, să vadă lumea puțin. Bă, ce ziceți de băiatul ăsta? Bă, ce ziceți de băiatul ăsta, mă? Ce faceți dacă îi dă mesaj la femeia voastră băiatul ăsta? Ia uite cât de periculos e să moară. Ia uite cât de periculos e. Mersi de membru Galaxy, bine ai venit pe membru 4 lei. Nu, la Evelyn nu, că la Evelyn chiar pare așa un pic. Dar lasă mai sus. Ce faceți la băiatul ăsta, vă dă mesaj? Nu mai ai nicio șansă. Că e flexing Sunfire-ul cu Kai Nicola. Ce se joacă cu plângăciosul? Lasă că la ce m-am jucat eu. Nu vreau să vă intru în history. Bă, vere, mi-a luat amul că plângeam de nervi. Uite ce m-am jucat eu, stai așa, ia vezi aici. Ce avem aici? O Diana, apoi o Karma, apoi o Kiana, apoi o Lulu, apoi... Iar Diana, Katarina, Kasadin, Vayne. M-am jucat toți scapierii din LOL. Bă, dive-uri la level 4, cum da, mumu, nu dă nimeni. Bă, vere, legit, intram în tower, făceam double și plecam. Nici măcar nu muream. Bă, la cum s-au câștigat meciurile astea, chat, nu am nicio mândrie. Ăsta de Lulu, eram singurul de vorbea pe chat. Ăștia vorbeau, coi, făceau, mamă, ce cancer mi-am la meciul ăsta, na. Aoleu, cum făceam eu cu Cristi? Da, nu, meciul ăsta. Mamă. Meciul ăsta meritat sperma, ban toți, da. Am jucat mai bine cu Adekiriu. Stai că am o fază. Arată, Twitch-ul meu arată puțin dubios cu 16-0-0. Stai că nu-mi găsesc unde mi-e gaura. What the fuck? Nu-mi simt gaura. Stai puțin. Dă-mi puțin, te rog, dă doar să se audă partajarea mea, promit că nu, e ok gen. Vreau să auziți cum era topul nostru. Auziți, de cât o secundă vă dau, atât, da? Stai că mi-am găsit gaura, așa, zi. Gata? Ai intrat, aude? Da. Ok, uitați-vă cum era topul nostru, Cristi. Tot meciul, da? Deci tot meciul. Dar vă dau câteva secunde. Avem o găleată și încă o găleată și încă o găleată. În total câte găleți avem? Haide, Estos, da? Mică! Nu, așa au fost tot meciul, deci toată. Ăsta era voice comul nostru? Deci vreau să zic că în meciul ăsta toată lumea din echipă s-a dat pe Defen. Toată lumea. Eu și Cristi eram atâta. Și aia care nu erau în meci s-au dat pe Defen. Nu știu, ba nu, aia au stat. Bă, eu, Madalina și Adekiri nu au dat pe Defen. Nu.
Cu ei ne jucam flex fără să vorbim nici. Eu vorbeam ca un Goofy și... râdeau între ei, vorbeau handicapați între ei. Cu ei m-am tiltat în ultimul hal la meciul ăla. Deci eram sigur, făceam... Găleată și cu găleată. Făceam call-uri, bă, duceam pe hartă, cu Lulu mă plimba. Nu întrebați de ce am jucat Lulu, să moară familia mea cum s-a ajuns la Lulu. Dar... Bă, m-am plimbat, mă duceam la... Fii acolo pe hartă, fii acolo, ăștia mă ignorau, vorbeam acolo... Hă? Ce mai jucat și Medi la lui. Și o să jucă și Medi, dar parcă mi-ați mai făcut la un meci așa, mă. Da. Și ăla da, nu, după. Că n-a fost singurul. Și următorul. N-a fost singurul, da? Da, ăsta următorul chiar, nu, adică nici nimeni, numai Cristi a jucat bine ca că a, și eu ascultam Beethoven. Simfonia 5. Bine că s-a jucat Cristi singur, meciul ăsta, că altfel... Dracule, bă. Bun venit la clubul lui Wiki. Asta că vedeți. Ăsta. S-a jucat Cristian singur. Da, aici ne-am dat toți pe Defen. De fapt. Meciul ăsta. Yeah. A, da, ăsta. Da. Mamă, dar a fost ăsta tiltant rău. Bă, cât am putut să râd aici, bă, cât am putut să râd. Vorbea numai Firii cu Cristi, ce nu... Nu vorbeau, mă rog. Scoteau zgomote unul la altul. Făceam ca un viceraptor de la... Groaznic, absolut groaznic. O experiență are. Absolut groaznică, dar am amintit. Ce e? Mie mi-a plăcut. Împerecheau. Bă, era prea... Bă, a fost prea tare, nu știu ce zici tu acolo. De ce minți lumea? A fost prea tare. Deci am râs atât de mult, n-am mai râs în viața mea. Bă, mă bucur că s-a câștigat măcar cu tot cu râsetele voastre, că altfel îmi băgam... Mamă. Nu, trebuia să mai jucăm un meci. În plus. Bă, dacă mai jucam un meci în plus, nu cred că ne duceam prea departe. Când am luat plus 17 meciurile alea, plus 15, de-a fost doliu în conferință. Adevărat, mă, nu știu, așa ne-au dat puțin cu porția, nu știu cum să vă zic. Am stat într-un meci 24 de minute să ne găsească meci și am terminat meciul 15 minute. Da, și apoi am stat, mamă, am stat o oră azi noapte să ne jucăm, da, la unei challenger la 45. Încep și tu la 10, nu? Hai, la și 15, în 5 minute, fix în 5 minute. Okay. 5 și 40. Ca să înțelegeți, am stat aseară o oră în queue, mă rog, azi noapte. Mă rog, azi dimineață, era 6 dimineață, 5. Ne-am băgat... Dar fere, noi n-am mai făcut diferența între care a fost ieri și astăzi, gen. Eu nu știu ce zi e. Că gen, mă rog. Ne culcam, fără mișto, Ololoș dormea așa, gen. A dormit Ololoș și a dormit 3 ore, după 3 ore l-am sunat, l-am trezit, a venit, m-am dus eu, am dormit 4 ore după aia, după ce am terminat iar să ne jucăm, m-am trezit și eu iar, el a rămas încă treaz, iar ne-am jucat, ia sau Ololoș 2 ore să doarmă, veneam eu după aia, iar după 3 ore de somn, gen... Bă, am făcut cu soapul, gen. Pentru noi în 3 zile a fost o săptămână. Și în timpul ăsta, eu am mai fost mai și filmez vloguri și chestii. Bă, nu înțelegeam pe ce zi, cum, nu știu. Mă rog, stai, deci ne-am băgat la 5 noapte să ne mai jucăm un meci, bă, frate, că trebuia să intrăm challenger ieri, nu știu cum să vă zic, ce noapte era. Acum noaptea dinainte la noaptea asta, nu știu. Da, nu știu. Da, noaptea dinainte, la noaptea asta, trebuia să intrăm challenger. Și am zis că, bă, intrăm acum. Și după aia ne-am băgat de la 5, am stat în queue până la 6. Ne-au dat snipe românii, că nu era nimeni, nu se juca nimeni, nu picam cu nimeni. Ne-au dat snipe românii. Ne-au dat dodge la queue fiecare, de pe fiecare cont, de 3 ori. Deci numai ne dădeau queue și cancel, numai să-și bată pula de noi. Și apoi, după ce nu mai avea nimeni niciun cancel la queue, au dat accept, ne-au banat toți campionii și apoi au dat doge în ultima secundă. Noi vreau să ne jucăm la pulă, băi, nici nu ne-am mai pus avan, numai să ne jucăm. Și ne-au dat doge în ultima secundă, că nu ne jucăm așa, că nu știu ce. Am stat o oră în queue. Am stat de la 5 până la 6 și apoi am zis, bă, îmi bag pula, mă duc să mă culc, sunați-vă în 2 ore. Că nu mai puteam, mi-era rău. M-am culcat puțin, bă, n-am, alea 2 ore cât am dormit, au fost cele mai bune 2 ore decât cred că le-am dormit vreodată în viața mea. E real că m-am dormit alea 2 ore.
Și mă sună, da, bă, chiar m-a sunat, Eli, deci mă mir că chiar m-a sunat cu aia să continuăm să ne jucăm. Noi chiar am stat pe Discord, nu mai știu, am făcut chestii random. Dar ce ați făcut până am dormit? Asta e un... A intrat Cristi cu ursul la un meci, s-a enervat Cristi, i-a dat alte F4 la meci. Eu m-am jucat Meti, după aia ne-am uitat la un serial, bă, crede-mă. Efectiv, pur și simplu m-ați așteptat? Da. Și toată lumea era, hai sună-l, mai lasă-l mă jumătate oră. Hai să jucăm. Testam Q să vedem dacă mai avem un timp de așteptat. Bă, chiar s-a, bă, s-a jucat intens, bro. Pe ce se rătești, Firi? Pe Metin 2, Ololoș. O să anunț imediat pe live că avem și promo-code și de-astea trebuie să mâncăm și noi. Nu, că vă dau promo-code-ul meu, deci fiți atenți. Când selectați promocodul, selectați-l pe ăla de deasupra, de la TMF, că ăla e a meu. Da? Ce mi-e tine să-i joacă băiatul ăla? Bă. O să, vad. Două minute. Dar rămâi și tu pe lucrurile pe live? Eu o să mă uit la chestii random. Mai este jumătate de oră, Firi. Bă, așa o să stau aici. Deci tu nu înțelegi cum așa o să stau la tine. Ok, o să-ți las partajarea doar. Tu cea. Cât mai avem, mă? 30 de minute! Eu mi-am pregătit și profilul frumos! S-a făcut challenge-ul, da. Am 30 de minute. Dar singura problemă e că la flex durează mai mult, ca au boli ăștia. Și trebuie să stăm mai mult. Așa că... Probabil. Pe la un 50, 55, 1 poate, dacă chiar stăm. Vedem, facem, faci să fie bine. Uitați-vă cum arată un om care e challenger. Nici te mai Fury nu să te... Mamă, dacă știi cum juca Tank My Fury, așa ultimul se juca Tank My Fury. Da, arată-le. Deci fii atent, stai așa ca să vă dau contextul. Beethoven Sinfonia 5 în căști. Da, deci Beethoven Sinfonia 5 în căști. Cu țigara exact în gură. Gen țigară, doar în gură, așa, sau... și așa trăgeam. Și gen din când în când mai scurmam, dar se făcea scundul la mare. Și eram pe spate, chiar așa, dar eram mai pe spate ca tine. Bă, pe dracu. Imaginați-vă că eu nu mai vedeam minimapa, că era efectiv ăsta, microfonul, în locul la minimapă. N-aveți idee cum s-a jucat în dimineața asta? Și tot îi băteam. Tot îi băteam. Dar nu că îi băteam, gen le dădeam dive-uri. Na. Hai că arătăm la mine, stai așa ca să încep ăsta și gen arătăm neapărat meciul ăla când am venit la level 4 din spatele ăla cu taurului. Diana. Da. Trebuie să-l găsești, nu știu care-i. Îl am, dat. Bă, îmi place zâmbetul meu mai nou, nu știu de ce, dar din nou, par mai gălbejiți dinții, nu știu ce să... O să îi albesc chiar, da? What the fuck, nu știu, mi s-au îngălbenit așa random, urât. Dar și dau și eu și ala. Eu tot timpul am dinții foarte albi, am zis, niciodat. Hai că vă las la live-ul lui Fury. Băi, continuăm discuția asta, gen, nu... Adică, mă rog, continuăm. Efectiv, continuăm discuția asta, da. Poți să pui și camera mea, mă gândesc, dacă tot... Da? Păi, pornește-ți ăla, că am deja... Hai, duceți-vă la Fury. Pa!